Uf, ora asta e așa plictisitoare. Avea mai puține ochi deschiși. Cum de poate Tina să doarmă așa? Lexi, ce e? Cred că ar trebui să ne distrăm. Cu Tina? Oare ne gândim la același lucru? Dacă da, mă bag! Să o facem! Șt, n-o trezi? Chiar acolo, ăla e locul. Ok, sunt gata. Putem să-l folosim pe ăsta? Pare ok. Pune sucul pe caiet. Ai banderola? Ok, e perfect. O să fie grozav. Te aștept. Imediat. Gata. Ce s-a întâmplat? Sunt udă în New York! Vai, cât de amuzant! Voi ați fost de vină? Îngrozitor! Cel mai slab test pe care l-am văzut. Adică și-a scris și numele greșit. Nota 4. Cum să greșești atât de mult? Ce urmează? Glumiți? Ah, stai, asta e ok, mă mir. 10, wow! Durează o veșnicie. Și mai sunt destule. Am nevoie de o pauză. Trebuie să fie o cale mai ușoară. Stai puțin, cred că știu ce să fac. Îmi trebuie un inel plat, ca ăsta. O să aplic lipici pe el. Apoi o să lipesc o bucățică de burete. Acum o să desenez un 4 cu pistolul de lipici fierbinte. Nu mă grăbesc, ca să nu-mi pună nimeni la îndoială talentul artistic. Arată bine! O să fac un alt inel. De data asta cu un 10 pe el, ar trebui să meargă totul mai repede. O să-mi pun inelele. Să înceapă notarea. O să apăs inelul pe foaia de test. Ia uite, am mers. Da, e mult mai simplu. E o metodă bună de a scăpa și de stres. Trec la următorul test. Stai, s-au terminat. Astea sunt bijuteriile mele preferate. Acum mă pot relaxa. În sfârșit a plecat. Haide, rapid. O, ce e ăla? Ce inel ciudat. Liam, ia uite! Ce e? Am găsit un inel! Tare! Uite încă unul! Are dimensiunea potrivită! David, ia uite! Wow, ce șmecher! Stai, vreau să încerc ceva! Nu te mișca! De ce ai făcut asta? Haide, frate, nu-i corect! Ai încurcat-o acum! Arată-mi ce poți! Ce? Băieți, încetați! Doar atât poți? Despărțiți-vă! Ce e în mintea voastră? El a început. Ha, ce caragios arăți! Și tu la fel! Nu e de râs! Dați-mi inelele! Haideți, dați-mi-le! Acum plecați de aici! Chiar arătau haios! Mai pun câteva bzibilduri și caietul meu e gata. Nu poți avea niciodată destul unicorn. Wow, arată magic! Trebuie să mă duc la oră. Nu vreau să întârzi. Abia aștept să mă laud cu noul caiet. Toată lumea o să fie tare invidioasă. O să-mi pun caietul aici. Ce? Care-i faza? Mi-ai copiat caietul. Despre ce vorbești? Stai puțin. Am șters-o de aici. A plecat? Cât de jenant. Nu pot să cred că avem același stil. Stai puțin. Cred că pot rezolva problema. Am nevoie de carioca asta. Mai întâi desenez o inimioară pe bilețelul ăsta. Apoi o pot colora. Roșul ăsta e perfect. O să-i fac niște umbre ca să iasă în evidență. Apoi o să decupez. Acum o să o lipesc pe niște hârtie de copt și o acopăr cu scoci. O netezesc. Nu vreau să aibă cute. Acum pot să o decupez. Vreau ca decupajul să fie puțin mai mare decât inima. Am mai făcut și alte desene. Acum pot să-mi redecorez caietul. Încep cu această căpșună. O să dezlipesc hârtia de copt și o lipesc pe caietul meu. E mult mai drăguț așa. Îl ador! Arată mai bine ca unicornii. Bună, Naomi! Ce mai faci? Bine! Wow! Ador abzibildurile astea! Nu-i așa că sunt geniale? Eu le-am făcut! Uite, Alexia are aceleași abzibilduri! Ce dubios! Totul se termină acum! Poate să existe un singur caiet cu abzibilduri? Naomi va decide! Poftim? Nici gând! Te-am păgălit! Da, a fost amuzant! Hai să mergem la oră! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Uf, ce zi! În sfârșit mă pot relaxa!
Stai, o listă cu treburi de făcut? Serios? Numărul 1, fă curat în camera ta. Să-mi fac tema? Nu e corect! Hai să terminăm mai repede! Cred că o să dureze ceva. Mai bine sar la numărul 2. Temele sunt mereu nasoale. Ce altceva mai trebuie să fac? Ah, Budincă! Salut, băiete! Mai bine rămânem la școală. Bună, mamă! Aici era băiețelul meu special. O să ai nevoie de asta. Super, mersi! Și nu uita de listă! Vorbesc serios! Nu o să uit, din păcate. Voiam doar să mă joc niște jocuri video. Nu am niciodată timp pentru mine. Poate fac un joc rapid. Am voie să mă distrez puțin. Liam, cum merge cu lista? Oh, Liam! Cât la mizeria aia! Nu strâng așa ceva! S-a zis cu lista! Era atât de simplă! Oare? Ia să văd popitul ăla! Cred că știu cum să fac lista asta de sarcini mai interesantă! Revin imediat! Mai întâi trebuie să tai o bucată din popit! Partea asta de aici! Acum am nevoie de listă și am nevoie de un marker! O să apăs alte două markere pe vârful lui! Markerele o să se combine! Și când o să scriu, o să se creeze un efect colorat! Uite așa! Cred că-i gata! E timpul să-i arăt asta lui Liam! Ah, încă doarme! O să lipesc chestia asta pe ușă! Nu trebuie să fac gălăgie! Doarme ca un bebeluș! Dar nu pentru multă vreme! Ha? Ce-a fost aia? Stai! E diferită! Ia să o văd! Oh, pare o chestie distractivă! Stai așa! Trebuie să fac ordine în cameră mai întâi! Chiar trebuie să fac mai des curățenie! Nu știam asta! Bleh! Budincă, ce scârbos! A fost o plimbare plăcută! Și acum pot să apăs popitul! Am terminat tot! Mamă! Da, scumpule? Wow, e curat aici! Chiar se vede covorul! Ce băiat cu minte am! Haide, nu mai am răbdare! Ești ok? Nu! Trebuie să iau notă de trecere! Mama, tată, uitați! Am luat 10 cu felicitări! Știam că vei reuși, campionule! Suntem atât de mândri de tine! Tu ești istețul familiei! Aș fi un erou! Acum! V-am adus rezultatele! Sper să fie o notă bună! Cred că o să vomit! Sunt impresionat, trebuie să recunosc! Poftim, Lexi! Și asta e nota ta, Liam! Nu mă pot uita, dar vreau să știu! Tu prima, Lexi! Ok, e doar o notă! Wow, am luat 10 cu felicitări! Nu vine să cred! Brusc mi-am pierdut încrederea! O să trag ochiul! Cât de rău poate să fie? Plumești! Am învățat intens pentru testul ăsta și îmi dai un 4? E un dezastru! Mama și tata o să fie extrem de dezamăgiți! Nota 4? În casa asta? Nu mai am niciun fiu! Dispari! Pleacă de aici! Nu vreau să-mi ratați sub acoperișul meu! Pare cam dramatică treaba! Nu vreau să fiu un vagabond! Ce mă fac? Ce e aia? E o gumă veche! Ce scârboasă e! Ziua asta devine și mai nasoală! Stai puțin! Cred că știu cum să iau o notă mai bună! Merită să încerc, dar am nevoie de markerul ăsta și de un pistol cu lipici fierbinte! O să aplic lipici în capătul markerului! Vreau să acopăr așa capacul, trebuie să fie un strat gros! Cred că ajunge! O să-l pun pe notă, apoi apăs cu putere! Stai! Nu se uită nimeni, nu? Acum o să ridic ușor markerul! Și nota 4 a dispărut! Wow, ce simplu a fost! O să iau un pix roșu! Un 10 cu felicitări pare credibil! O să adaug un cerc și o să acopăr urma lipiciului! Nimeni nu va ști! Sunt un geniu! De ce să mai înveți? Guma aia pare să mai aibă un pic de aromă! E mentolată! Mă duc să le arăt părinților mei! Azi o să dăm un test de matematică și o să fie greu! Foarte greu! Am învățat din greu! O să mă descurc! Urăsc școala! Aș prefera să mă dau cu skateboardul în parc! Ce faci tu, Cilaro? Minunat! Baftă la test! O să ai nevoie! Și testul începe acum! Ah, da! Wow, e dificil! De ce te stresezi? E doar un test! E simplu! Trebuie doar să fii pregătită! Am răspunsurile la îndemână!
De ce să pierzi vremea învățând când poți copia? N-aveam de unde să știu așa ceva. Se pare că o să iau notă de trecere la test. Ok, să începem. Toată lumea ar trebui să copieze la examene. Oh, nu! Nu mai vine nimic în minte. Lexi? Hei! Nu ai voie să faci asta? Vorbește mai încet. Concentrează-te pe răspunsurile tale. Dar nu e corect. Știu. Ups, mi-a căzut pixul. Mi-ai aruncat stiloul de pe birou? A fost un accident. Vezi să nu se mai repete. Nu am timp de așa ceva. Trebuie să fiu rapidă. O să se învețe minte. Ești atât de imatură. Hei, de ce-i faci așa ceva? Trișorii nu vin niciodată. Da, îți iau ochelarii. Nu, am nevoie de ei ca să văd. Totul e în ceață. Noroc că mai am alții. Nu mai fi rea. Normal că ai. Ce mă fac? Nu văd răspunsurile. Stai! Nu, sunt inutili. Sau poate că nu. Știu cum să rezolv problema. O să colorez lentilele cu markerul ăsta. Ar trebui să meargă. Ok, hai să încercăm. O să-i țin deasupra copiuței și o să apară răspunsurile. Zici că e magie și arată ca niște ochelari de soare. Trebuie să termin testul. A? Ce-a fost asta? Hei, Lexi, e pentru tine? Pentru mine? Serios? Oare ce-o fi? Abia aștept să aflu. Oh, Miles! Ce curtezani ești! Dar nu pot să neg, sunt grozavă! Ar trebui să ne vedem mai târziu! Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! E ziua examenului și nu tolerez niciun fel de copiuțe! Ce e rădăcina pătrată? Ups! Bine, m-ați prins! Copiii ăștia și telefoanele lor mobile! Bine că am unul de rezervă! Perfect! Trucul ăsta e infailibil! Nimic nu se compară cu o iluzie optică reușită! Super! Ce se întâmplă aici? Muncesc din greu, doamna! Foarte bine! Wow! A funcționat perfect! Să revenim la treabă! Sigur iau 10 la examen? Nu-mi vine să cred că stau lângă Olivia! Ce frumusețe! Ia să vedem! La ce se holbează? N-o să mă observe niciodată! Stai! Ia uite! Hei, Olivia! Da? Vrei un marker? Mersi! Asta sigur îi va atrage atenția! Trebuie doar să mă pregătesc puțin! Treci înăuntru! Sunt gata! Nu-i așa că arată genial? Hei! Da? Wow! Ce tare! Eu le-am făcut! Ah, bine! Am ajuns la timp! Un pix, te rog! Astea n-arată prea rău! Sunt cu ochii pe voi! Ăsta pare a fi momentul potrivit! Oh, da! Nu prea cred! Știi că n-ai voie? Mâncarea e interzisă! Serios? Asta e! Oh, nu! Oh, da! Oh, nu! Hei! Nu o să fac deloc zgomot! Eu te-am auzit! Azi am dat lovitura ca un hoț! Gata, ajunge! Trebuie să mănânc cumva dulciurile! Ce are acolo? O ascuțitoare? Astea arată ca niște creioane. Niciun profesor nu o să-mi ia astea. Mai ales dacă arată așa. Ce real pare! Mai are nevoie doar de o gumă de șters. Se potrivește perfect. Cea mai dulce crimă. Hei! Ce-i aia? Gustarea mea de după amiază. N-ar trebui să mănânci creioane. Are gust bun, poftim! Wow, ok! Nu-i rău deloc! Ce se întâmplă acolo? Ce bun e! Ai dreptate! Oh, nu prea cred! Atenție! Comportă-te normal! Te crezi șmecher, nu-i așa? Ce se întâmplă aici? Ai cumpărat creioane comestibile?
O să gust unul. Oh, nu! Ce-am făcut? Nu-mi vine să cred că a făcut asta. Ce tare! Ce amuzant a fost! Ai dreptate! Am nevoie de un dentist imediat! Sper să nu observe nimeni că am întârziat. Mi se pare mie sau cineva a întârziat? A fost cât pe ce? Crezi că va observa asta? În primul rând, o să scap de chipsuri. Ce hârtie drăguță, nu-i așa? Deghizarea perfectă! Acum umple-o cu bomboanele tale preferate. Îmi plac atât de mult! Să nu uit de capac! Împinge-l înăuntru! Ține toate pixurile și creioanele! L-am botezat gustări pe furiș! Ha? Vreau și eu una! Poftim! Mersi! Îmi place! Aud pe cineva mestecând? Poftim? Nu! Cred că mi s-a părut! Mai vreau una! Iese chiar bine! Și al meu! Pictați în continuare, elev! Aoleu! Timpul aproape a expirat! Arătați-mi ce ați creat! Voilà! E un început bun! Și tu, Olivia? Arată ca niște flori, oarecum! Un 4 pentru tine! Și un 10 pentru tine! Bravo! Nu-mi vine să cred! Un 4? Am luat 10! Nu e corect! Și pistolul ăsta cu lipici fierbinte? Cred că pot să fac ceva cu el! Acum gândesc mai clar! O să pun lipici pe lipici! Dar o să fac ceva puțin diferit! Așa, sigur o să iau notă de trecere! Ce ușor s-a deslipit! Și acum noua mea notă mai mare! Cine nu iubește nota 10? Oh, da! Hei, cum ai luat 10? Serios? Te gândești la ce mă gândesc și eu? Știam că pot fi șef de promoție! Iuhu! Ce ridicol! Mulțumesc, mulțumesc! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Ok, hai! Nu pot să o fac! Nu merge! Ia uite! Opriți-vă, băieți! M-ați udat! Ce faceți aici? Noi am făcut asta? Scuze! M-am săturat! Noi doi ne despărțim! Acum ce mă fac? E în regulă, frate! Merg eu la bal cu tine! Sau mai bine, du-te cu fata aia! Cu ea? Serios? Invit-o! Ah, bine, e timpul să arăt ce pot! Bună, ce faci? Uită că am întrebat! Bună, frumosule! Nu-mi vine să cred că fac asta! Vrei să mergi la bal cu mine? Sigur, ar fi super! Eram sigur că o să spui da! Ok, haide! Abia aștept! Un băiat m-a invitat la o întâlnire! Și ce băiat! Da, da, cum zici tu? Stai pe loc! Primul meu sărut! Poftim? Aoleu! Asta nu se va întâmpla! Ha? Ce se întâmplă? Avem foarte multe de făcut! La ce te referi? Nu te-ai prins? Ai coșuri! Nu-i nimic! O să le storg! Ăsta pare suculent! Hei, oprește-te! Dar... Nu înțeleg! Nu-i nevoie să le storgi! Am ceva pentru tine! E aici! Uite! Îți va rezolva toate problemele legate de coșuri! Să trecem la treabă! O să doară? Se simte ciudat! Ești sigur că va funcționa? Ai încredere în mine! O să scapi de toate coșurile! Ăsta e ultimul! Wow! Ce ten fin am! Cum ți se pare? S-ar putea să fie mai greu decât am crezut! Am nevoie de ceva pentru iritație! Aha! Aloe vera! Mama natură nu mă dezamăgește niciodată! O să folosesc frunza asta! E perfectă! Trebuie doar să storc gelul!
Uite! O să-l pun în bolul ăsta. Cred că ăsta e tot. Acum o să adaug niște sclipici. Așa creez un scrap facial și adaug un pic de strălucire. Apoi voi amesteca totul. Încă puțin? Cred că e gata. Rețeta asta nu mă dezamăgește niciodată. Ce mai așteptăm? O să-mi scot ochelarii. O să întind amestecul de aloe peste zonele iritate. Mă bucur că am destul. O să am nevoie de el. E rece, dar se simte bine. E ca o mască facială. Și acum? Trebuie să aștept? A trecut suficient timp. Hai să te ștergem. Îmi plac momentele astea speciale petrecute împreună. Cum e? Wow! E o senzație uimitoare! Funcționează de fiecare dată. Hai să mergem. Ha? Wow! Îmi strălucește tenul! Niciodată n-a arătat așa bine. Coșurile au dispărut. Mulțumesc foarte mult! E timpul pentru gustări. Îmi plac tăiței. Ce ai pățit? Vreau să arăt bine la bal. Și știu exact ce trebuie să fac. Lasă-mă puțin. Stai să-mi termin tăiței. Ce faci acolo? Surpriză! Ce? Ce ai făcut? Te duci la școala de clovn? Nu-ți place? Mie mi se părea că arăt elegant. Trebuie să reevaluez situația. Stai așa, cred că te pot ajuta. Trebuie să găsesc ceva pe aici. Aha, asta e perfectă. Olivia, uite! Banda adezivă? Serios? Stai pe loc! E cam ciudat. O să-ți lipesc niște bucăți în jurul ochilor. Fix așa. O să fac același lucru și pe partea cealaltă. Arată bine! Acum am nevoie de farduri de ochi. Ți-ar sta bine cu albastrul ăsta. O să-ți scoată ochii în evidență. O să-l pun în colțul ochiului. E foarte rapid și ușor. Apoi voi da jos banda adezivă. E ca și cum ai dezlipi un plasture. Iar rezultatele sunt uimitoare. O să-ți placă la nebunie. Cum arată? Mai bine decât încercarea ta. Dar nu e gata încă. Stai să mă gândesc. Oh, furculița mea. O pot folosi cu succes. Ce faci acolo? Am nevoie de o pensulă. O să creez o capodoperă. Ia să vedem. O să trec pensula peste furculiță, dar doar pe exterior. Mă bucur că nu ne vede nimeni. Acum pot îndepărta furculița. Trebuie să omogenizez fardul. Mă gâdilă! E o metodă excelentă de a contura fața. Îți scoate în evidență trăsăturile. Să nu uit de obraj. Dau rapid cu pensula. Și apoi aici. Și asta e tot. Sunt un adevărat artist. Uite ce a ieșit. Oh, wow! Eu sunt! Îmi place foarte mult. Faci vrăjitorii cu pensula de machiaj. Deci, ce urmează? Mai avem ceva de făcut. Avem nevoie de niște haine noi. Ce ai pe aici? Hai să vedem. Chiar porți chestia asta? Mi-a tricotat-o bunica! E o piesă clasică! La atac! Nu? Nu se poate! Hei, ai grijă! Fii atent! Îmi place asta! Trebuie să pot purta ceva! Ha? Gata! Ce zici de asta? Asta e ce trebuie! Nu! Întoarce-te! Vreau să mă schimb! Nu-ți place? Ok! Da, asta e perfect! O să mă schimb rapid! Mă simt atât de confortabil! Dar trebuie să fac câteva modificări! O să-mi trec brațul prin gât! Și o să fac la fel cu cealaltă mână! Până acum e bine! Acum o să iau mânecile și o să le înfășor în jurul taliei! O să fac un nod la spate! Mai am de făcut un singur lucru! Să-mi desfac părul! Gata! Liam, poți să te uiți acum! Wow! Nu-mi vine să cred! E de bine? Arăt superb! Tu ești? M-ai impresionat! Mă bucur foarte mult că suntem aici! Știu, nu-i așa? N-am crezut niciodată că voi fi aici cu tine! Mă simt foarte bine! Mai avem de făcut un singur lucru! Mi-ai citit gândurile! Nu mai am loc să desenez. Stai, mi-am folosit toate foile? Oh, nu, nu mai pot să desenez. Mama! Ești ok, scumpo? Am rămas fără foi. Stai liniștită, privește. O să dau cu fierul de călcat pe foaie și cerneala o să dispară. Wow, vrăjitorie! Acum pot să desenez.
Mersi, mamă! Nici o problemă, scumpo! Haide, desenează ceva frumos! Uită-te la păpușa mea, mami! E drăguță, draga mea! M-am plictisit acum! O să mă joc cu ursulețul ăsta, în schimb! Of, m-am săturat și de el! Vrum, vrum! Oh, vreau jucării noi! Ce se întâmplă? Șt, mami, urăște zgomotele! Nu ai un buton de oprire sau ceva de genul? Bine, ia cheile de la mașină! E ok, du-te! Mă gândeam eu că o să meargă! O să fie atât de distractiv! Wow! E atât de lucioasă! Și e doar a mea! Nici măcar nu am carnet! Puneți-vă centura, o să mergem cu viteză! Siguranța contează! Să o facem! Vrum! Wow, sunt cea mai bună șoferiță din lume! Titit, dați-vă din calea mea! Titit! Wow! Bună! Ia uite ce mașină am eu! E uimitoare! Ești ok, scumpo? Ah, ok! Am înțeles! Ce mașină elegantă! Aș fi vrut să am o astfel de mașină! De-aș fi putut face ceva! Ha? Ce-i aia? E o mașinuță de jucărie? Cred că e ziua mea norocoasă! Pot să-i dau lui Annie? Dar trebuie să o conducă pe undeva! Știu ce să fac! Pune un tricou alb pe o suprafață plană! Folosește o carioca neagră ca să desenezi o linie curbată! Fă asta pe tot tricoul! Desenează o a doua linie creând un drum! Acum desenează marcajele de pe drum! După aceea începe să colorezi drumul! Vei să ocolești marcajele de pe drum? După ce ai terminat, ar trebui să obții așa ceva! E timpul să pornești motorul! Hei, Annie! Am ceva pentru tine! Dar asta nu e tot! Wow! Un drum! E uimitor! Vrum, vrum! E ca un mic masaj! E grozav, mamă! Asta e cea mai rapidă mașină din lume! Ia uite! Huh? Ups! E ok, scumpo! E doar o mică durere de spate! Ahem. E atât de umilitor! Ups! E deja dimineață? Trezire, doamnă! Scuze în privința florilor! În fine, cu ce ați dori să vă îmbrăcați? Nu știu. Cu niciuna dintre ele. Excelent, doamnă! Astea sunt frumoase! Nu! Oh, câți clipici! Nu, nu plac! Poate mergem pe ceva mai simplu? Nu! Am nevoie de un job nou! Vin acum, doamnă! Aoleu! O să mă doară mai târziu! Astea sunt toate hainele din casă! Nu! Serios? Stați puțin! Poate merge să folosim ochelarii ăia VR! Trebuia să mă fi gândit la asta mai din timp! Nu vreau să joc nimic! Puneți-vă ochelarii! Cine a stins lumina? Stați așa! Oh, asta e elegantă! În sfârșit! Nu-mi place! Normal că nu! Astea sunt simpatice! Cum arăt? Superb! Mersi! Poți să pleci acum, vreau să dorm! Poftim? E o glumă? Urăsc cocoșul ăla! Of, sunt atât de obosită! Cred că trebuie să mă trezesc! Ce miroase așa? Ce scârbos! Eu eram! Cu ce să mă îmbrac azi? Doar atât? Asta-i tot ce am? Un tricou? Și are o gaură? Trebuie să mă îmbrac cu ceva. Se pare că trebuie să mă mulțumesc cu asta. E atât de nedrept! Aș fi vrut să am o nouă garderobă. Ce-i aia? Hei, am uitat de treaba asta! Poate așa merge să-mi găsesc o nouă ținută. O să fie super! E drăguța asta? Ceva un pic mai casual. Ce urmează? Oh, îmi stă bine în roșu! Ce păcat că n-am niciuna dintre hainele astea! Doar tricoul ăsta vechi! Știi ceva? Chiar e distractiv! Wow! Wow, mamă! Uită-te acolo! Ce e, scumpo?
Uii, sucul ăsta e bun! Ah, e gol! Trebuie să-mi iau altul! Să mergem, mamă! Ok, dar să ne grăbim! Ah, ce frumos e să stai jos și să te relaxezi! Sucul ăsta chiar e gol! Voiam să-l gust! N-are nimic, scumpo! Poate am cum să te ajut? Am niște apă! Apa e plictisitoare! Ah, ok! Știu! Am niște sirop de căpșune! Pot să-l pun în apă! Să nu vadă Annie! Cred că ajunge! Mamă, ce faci? Vreau suc! Am încercat! Viața e atât de crudă! Stai! Cred că știu ce să fac! Pot să folosesc cutia asta de suc! O să o tai în două și apoi o să pun apa în interior! Annie nu o să afle niciodată! Eh, merge! Annie, ăsta e pentru tine! Serios? E grozav! Mersi, mamă! Nici o problemă, scumpo! Ador să am propria piscină! Uite-mă cum înot! Iu, ce greu a fost! Ar trebui să o iau mai ușurel! E atât de cald! Trebuie să mă răcoresc! Poftiți, doamnă! E o glumă? Ce e aia? E apă! Unchiule, avem o problemă! Vreau o băutură răcoritoare! Mă ocup! Nie-nie. Betty merită tot ce-i mai bun! Cel mai proaspăt suc de portocale! Imaginează-ți cum e să-i oferi apă! Stai liniștită, Betty! E ridicolă situația! Poftiți, doamnă! De ce a durat atât? O să-i spun mamicii mele! Servirea e groaznică! Deci, asta e casa mea! Wow, e imensă! Știu, stai jos! Wow, ai atât de multe jucării și mulți bani! Tu ce ai? Nu e ceva atât de impresionant! Asta-i tot? Da, e maimuțica mea! Aoleu! Uite ce de genți! Ești atât de norocoasă! Sunt uimitoare! Wow! Da, am nevoie de o geantă nouă în fiecare zi! Vreau să mă uit mai atent! N-am mai văzut niciodată atât de multe genți! Sunt atât de frumoase! Oh, uită-te la asta! Ce faci? Nu te supăra! Dă-mi aia! E extrem de scumpă! Uite ce urme de degete! Eu am doar punga asta de plastic. N-am niciodată chestii drăguțe. Ah, oare ce-o fi în cutia aia? Unde te duci acum? Ia uite ce de chestii tari! Sunt doar niște gunoaie. Aș putea folosi cutia asta. Stai puțin. Ia uite ce ghiozdan nou am eu. Oh, l-ador! De unde l-ai luat? Îl vreau! Ia-l! Vai, e cel mai tare! E preferatul meu! Mersi mult! Poate vrei să facem un schimb? Trebuia să mă gândesc că e o șmecherie. Presupun că așa e corect. Dar nu sunt încântată. Poftim, poți o iei pe asta. Pe bune? Iată! Oricum, eu l-am pe ăsta. Nu încape pe raft? M-am răzgândit. Annie? Era chiar aici. Pac, pac, pac! Uite ce ceas am, Julie! E foarte drăguț. Da, știu, e special. Vreau și eu așa un ceas. Știu, am o idee genială și am nevoie de hârtia asta. O să fie super! O să tai hârtia în formă pătrată, apoi o să împăturesc colțurile. Acum trebuie să le decupez. N-am nevoie de bucățile astea. O să împăturesc marginea de jos.
Vreau să creez un pliu, apoi să fac la fel cu marginea de sus. O să le unesc la mijloc. O să le mai împăturesc o dată. Vreau să pliez marginile spre mijloc, ca să obțin o fâșie subțire. Acum o să împăturesc o bucată de hârtie albastră. O să-i dau formă de pătrat. Pentru etapa următoare am nevoie de o farfecă. O să decupesc colțurile. Vreau să le rotunjesc. Nu vreau să tai prea mult, ci foarte puțin. Ar trebui să fie suficient. Acum vreau să decorez hârtia. Vreau să arate super drăguț. O să desenez o față zâmbitoare. Cred că ar trebui să facă cu ochiul. Acum o să colorez. Am nevoie de un afișaj de ceas. O să lipesc sub față. Acum o să iau banda portocalie de hârtie. O să lipesc fața de ea. Și asta-i tot. Noul meu ceas. Wow, e în tendințe. Abia aștept să mă laud cu el. Wow, ce tare. Uită-te mai bine. Julie, ai greșit ora. Ce jenant. E cam strânsă cureaua. Trebuie să o slăbesc. Ups, am exagerat. Ceasul meu s-a rupt. Ce-i cu zgomotul ăsta? A fost un cadou de la Molly. E pentru tine? Wow, serios? Ce drăguț. Ce mă fac? Nu plânge. Ce jenant. Trebuie să fac ceva. Știu. În mintea mea arăta mai bine făcând asta. Te simți bine? În reclamele la șampun pare așa ușor. Totul e sub control. Ai încredere în mine. Trebuie să-mi tai elasticul de păr. Fix așa. E fix ce-mi trebuie. Acum o să iau ceasul lui Leo și o să-l pun la unul dintre capete. Apoi o să iau un ac și ață. O să-l trec pe sub telescoapele ceasului. Trebuie să mă asigur că e prins bine. Nu mai vrem alte accidente. E o curea de ceas excelentă. Sper să-i placă. Poftim, Leo! Ce-i ăsta, Julie? Wow, mi-ai reparat ceasul. Îmi place artizanatul. Arată uimitor. Stai puțin, am ceva pentru tine. E modul meu de a-ți mulțumi. Wow, vorbești serios? Ce frumos e și e al meu. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Cum îmi stă părul? E greu să arăți atât de bine. Piu, n-am întârziat la oră. Stai puțin, ce sunt toate astea? Astea nu-s produsele mele de machiaj. Julie? Ia mâna! Aoleu, ești desperiat uneori. Unde rămăsesem? Da, mă aranjam. În fiecare zi face asta. E ridicol. Ups, mi-a căzut oglinda. Trebuie să o ridic. Stai puțin, lucrurile tocmai au devenit interesante. Unde mi-e peria? Uite-o! Ups, asta nu e bine! S-a blocat! Nu pot să mai scot! Ce se întâmplă? Cred că te pot ajuta! Ai nevoie de o farfecă! Nu se poate! Hei, vino înapoi! Ha, și-am învățat lecția! O să scap de toate lucrurile astea! Ce ușor a fost! O să păstrez asta pentru data viitoare! Trebuie să-mi scot cartea! Începe ora! Nu, tati! Vreau un ponei! Telefonul ăsta idiot nu funcționează! Hei! Ai grijă! Uite ce ai făcut! Îmi cer scuze, o să-ți strâng lucrurile! A fost un accident! Grăbește-te! Ce multe lucruri ai! Dar am o soluție! Așteaptă-mă puțin! Ce faci? O să-ți placă la nebunie! Stiloul meu 3D te va salva! Mai întâi o să desenez un model pe husa telefonului. Acum o să trasez linii verticale. O să fac asta peste tot. Vreau să fie perfect. Trebuie să fac un grilaj mai mic. Cam de două ori mai mic decât primul. Acum trebuie să le unesc. O să fac asta construind părțile laterale. Fac asta în jurul a trei dintre margini. O să las partea de sus așa cum e. Am terminat! Uite! Îți poți ține toți banii în ea! Era să uit! Și cardul tău de credit! Intră și el! Uite! Wow, ce idee ingenioasă! Mersi, Leo! Cu plăcere! E ceva în neregulă? Telefonul meu nu funcționează! Poți să-l iei pe ăsta! Eu nu-l folosesc! Nu cred! Îl meriți din plin! Ai grijă! Ce alunecos e! Știu ce pot face! Dă-mi pantalonii tăi! Cum ai făcut asta? Fii atent! Trebuie să fac câteva modificări! O să tai un pătrat de denim din ei! Trebuie să fie puțin mai mare decât o husă de telefon! O să pun husa peste material!
Acum o să tai o gaură în zona camerei foto. A fost ușor! Acum mă pot apuca de treabă. O să pun denimul peste carcasă. Trebuie să mă asigur că găurile sunt aliniate. Acum o să le lipesc între ele. Vreau să fie întins bine. Sunt mulțumită de cum arată. Acum o să am iar nevoie de lipici. O să tai un pătrățel în partea de jos a husei. Cred că are mărimea potrivită. O să pun deasupra altă bucată de denim. Apoi pot să o apăs bine. O husă de telefon la modă. E pentru tine? Oh, wow, e genială! Telefonul meu va fi elegant și protejat. Dar tot avem o problemă. Știu ce zici, ascunde-ți rușinea. Mi se făcuse frig, acum e mai bine. O să-mi bag telefonul în buzunar. Cum s-a întâmplat asta? Stai puțin, uite. Trebuie să răspund. Alo, domnule președinte, m-auziți? Oh, ce jenant. Dar mi-a făcut husa asta, a meritat din plin. Ce zi frumoasă! Oh, wow! Ce căpșuni zemoase! Mere, căpșuni, struguri! Toate-mi plac! Ce picnic perfect! Chiar meritam așa ceva! Vreau și eu fructe delicioase! Dar n-am niciun ban! Oh, ce enervant! Stai, un portocal! Plin de portocale zemoase! Vreau și eu! Ok, copacule, dăm portocale! Wow! S-ar putea să fie mai greu decât credeam. Trebuie să-mi fac un plan. Eu am înălțimea asta și copacul e enorm. O să încerc să sar. Ce aproape am fost! Nu o să funcționeze! Stai așa! Aș putea folosi sticla asta de plastic. Trebuie să o tai la bază. Fix așa! O să fac o gaură în fiecare segment. Apoi o să bag sfoară prin fiecare gaură. O să fac la fel cu fiecare segment. Apoi o să bag sfoara printr-un tub. Am obținut o chestie de cules portocale. Sigur, ăsta-i termenul tehnic. Când trag de sfoară, sticla se desface. N-ai scăpare, portocalo! Ha-ha! Te-am prins! A funcționat perfect! Ce fericită sunt! Abia aștept să mănânc. O să o decojesc. O să o savurez din plin. Nu mai am nevoie de asta. Vreau să te mănânc! Ce bună e! E dulce și zemoasă! Ce face acolo? Ce nerușinare! Mi-a stricat ziua! Să mi se vadă și rochia, da? Suntem live! Salut, prieteni! Mulțumesc pentru cadourile de ziua mea! Sunteți vedetă, domnișoară? Am filmat cum îl scot pe asta din cutie? Nu încă! Și acțiune! Vai de mine, pe aștept! Oare ce-o fi? Nu cred! Trebuie să vedeți asta! Nu-i așa că-i super? Hai să-l testăm! Ia să vedem! Ce tare! Ce multe baloane! E genial! Ai grijă! Ochiul meu! Gata, gata! Ha, ce amuzant! Aș putea crea și eu niște baloane! Aha! De asta am nevoie! O să le iau de aici! Dar ce pot înmuia în el? Oh, stai așa! Paiul ăsta e perfect! Ce bine că n-am aruncat gunoiul azi! Cred că asta-i tot! Mai am nevoie de câteva paie! Ce colorate sunt! Am nevoie și de un elastic de cauciuc! Vreau să le prind între ele! E ca un mega pai! Acum am nevoie de săpunul lichid! O să-l torn pe o tavă! Apoi o să torn apă deasupra! O să înmoi paiele în apă! O să le acopăr bine cu săpun! Apoi o să-mi pornesc uscătorul de păr! Funcționează! Uite ce de baloane! Ce ușor a fost! Yahoo! Nu, stai! Așteaptă-mă! Am ratat autobuzul! Ce mă fac acum? Hei! S-a întâmplat ceva? Pare să fie o treabă pentru cercetoarea prietenoasă din cartierul tău. Vrei să te duc eu? Wow! Haide, urcă-te! E o mașină din carton? Oh, da, e ultimul model! Frumusețea asta știe să se miște? Ține-te bine! E rapidă, a? Simte cum îți flutură părul în vânt! Super! Mersi! Stai! Pot să conduc și eu? Te rog! E atât de palpitant! N-am mai condus niciodată până acum! Stai! Ce? Vrum! Încetinește! Uite, am ajuns! Și întregi, oarecum! Mersi încă o dată! Apreciez! Pa! E timpul să mă duc la cumpărături! La tomberon! Titit! Ah, vine! Bună dimineața, doamnă! Dă-mi voie să-ți deschid ușa! Nu!
Eu nu înțeleg. Nu merg cu mașina. Ce zici de un skateboard? Glumești? Niște role? Uite cum se învârt roțile alea. Penibil. Am rămas fără idei. Sau putem folosi chestia aia? Așa mai merge? Vai, pare super distractivă. Grozavă idee. Uite-mă. Nu, stai. Pe curând. Ce metodă de a călători? Măcar îmi primesc doza zilnică de cardio. Hei. Da, eu sunt. Sunt fermecătoare. Să vedem ce poate să facă șmecheria asta. E grozavă. Toată lumea se uită la mine. Sunteți fanii mei și vă iubesc pe toți. A fost atât de distractiv. Clar o să mai merg cu asta. Trebuie să mă duc la oră. Wow, ia uite ce futurist arată. Cred că au lăsat-o extratereștrii. Și acum e a mea. Adio, mașină din carton. Doamne, ce stilată mă simt. Ce e cu zgomotul ăla? Salutare! Și cerșătorii au așa ceva? Am terminat-o cu asta. Să te facem să arăți bine. Nu că ai avea nevoie? Spui mereu numai ce trebuie. Diminețile sunt atât de stresante. Mie îmi spui? Relaxează-te. Cred că asta e tot. Cum ai vrea să călătorești azi? Ce zici de asta? Serios? Nici gând. Ok, asta pare frumoasă. Știu, stai să dau un telefon. Alo, am nevoie de ajutorul tău. Da, imediat. Un elicopter? Perfect, ăsta e mai pe gustul meu. Tocmai ai obținut o mărire de salariu. Pa! Sunny, stai! Ți-ai uitat ghiozdanul? Oh. Pot să mă lași acolo? Chiar ar trebui să mă mut în altă bancă? Ce-i aia? E răpire! Salvează-te! Calmați-vă! Eu sunt! Îmi place să-mi fac apariția! Ok, poți pleca acum! Noroc că-mi place lucrul bătut de vânt! Deci, ce-am ratat? Mersi! Incredibil! Ce divă e! S-a terminat? Chiar trebuie să facem ceva cu aranjarea băncilor? Planta mea! Ce chestie asta? Poate că e un portal secret spre un tărâm mistic. Există o singură cale de a afla. Nu, am comandat bluza pe rozpal, nu roz aprins. Acum e acum, încă puțin. Asigurați-vă că... Jared! Nu! Oprește-te! O să fie grozav! Ce-a fost în mintea ta? Ți-am zis să nu faci asta. Nu e corect, știu că e un portal secret acolo. Nu plânge, te rog. Uite ce am eu, o să-ți placă. Dă-mi-l! A fost cât pe ce. Capacul ăsta ar putea fi util. Adică, are dimensiunea potrivită. Merită încercat. Am nevoie de mai multe iaurturi de băut. Îl bag în priză și răsucesc capacul. Așa, degețelele curioase nu mai au acces. Și poate că acum o să mă relaxez și eu. Da, aș vrea să comand bluza asta pe blă, nu albastru regal. Și acum e timpul să explorăm portalul. Ce se întâmplă? E plictisitor. Știam eu că o să meargă. Acum trebuie să pun protecții și restul casei. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. E timpul să te culci. Dar nu mi-e somn. Vise plăcute, draga mea. A plecat? Nu vreau să mă culc. Prefer să mă distrez puțin. Ador slime-ul ăsta. E atât de elastic și moale. Vrei să-l guși, păpușico? Așa, papă-l pe tot. Ok, îl gust eu. E deja dimineață? Nu! Ce s-a întâmplat? Uită-te la părul tău! E plin de slime! E lipicios și slinos! De ce s-a întâmplat asta? Madison, ce-ai pățit? Uită-te la păpușa mea! Ce dezastru! Adică s-a lipit bine acolo? Stai! Ăsta-i slime? Ups! Păi, e posibil. Dă-mi-l! Știi că în casa asta nu e permis slime-ul. Acum hai să vedem ce putem face cu părul ăsta. Nu știu dacă avem vreo soluție. Nu o să se ducă la spălat. Dar am o idee. O să fie cheală.
Lasă aparatul de ras jos, tată! Nu! Acuș, o să se termine totul! Cred că o să-i stea bine! Să știi că îmi place să fac asta! Wow, îi se reflectă lumina în chelie! Gata, am terminat! Arată bine! Salut-o pe păpușica ta cu un look nou! Ai nebunit? Uită-te la ea! Am făcut tot ce am putut! Nu știu ce vrei să mai fac! Stai puțin, am o idee grozavă! Pot să folosesc lână asta! Îmi trebuie un ac pentru următorul pas! O să-l înfig în capul păpușii și îl scot pe partea cealaltă, apoi scot acul. Acum fac la fel cu un fir de lână galbenă. Îl bag lângă primul fir. Continui să fac asta până când păpușa o să aibă un păr bogat. Uite așa! Arată grozav! Zici că are un curcubeu în părul ei? Ce zici, Madison? Îl ador, tată! E super colorat! Mersi, tati, ești cel mai tare! Sunt, nu-i așa? Poate ar trebui să-mi aranjez părul ca păpușile tale? Trebuie să scot ceșcuțele! Organizez o petrecere cu ceai, micuțo? Ce drăguț! Unde mi-e ceainicul? Ceaiul e proaspăt preparat! Știu că o să vă placă! Am și ciocolățele! Nu vă faceți griji, ajung pentru toată lumea! Și mai am o delicatesă, un cremvurst delicios! Stai, e suficient? Noi suntem trei, dar avem un singur cremvurst. Nu merge, poate reușesc să-l rup în trei bucăți. Știu că poți, campioano! Arată-i cremvurstului cine-i șefa! Nu se rupe! Uf! Ups, scuze, tată! Ce se întâmplă? Suntem trei, uite! A, da, e o problemă! 1, 2, 3 și avem un singur cremvurst! Trebuie să ne gândim la asta! Poate voi găsi o soluție! Uită-te la gadgetul ăsta mic! E exact ce ne trebuie! Alo, aș vrea să fac o comandă! Ia uite, Madison, o să taie rapid cremvurstul ăla! Hai să-l testăm! Îl desfac și pun cremvurstul pe tăviță! Aceste bare metalice vor tăia cremvurstul în bucăți! Uite așa! Wow, ce simplu a fost! Oare ce o să mai inventezi acum? Wow, dă-te la o parte! Ai răbdare, scumpo! O să-ți pun bucățelele pe farfurie! Poftim! Mmm, mersi! Gura mare! Ce m-aș face fără tine? Nu-i așa că tehnologia e minunată? Bucură-te de petrecerea ta cu ceai, scumpo! Poftim, ursulețele! Ce băiat cu minte! Ar trebui să citești asta! A fost un spărgător în oraș! Ha? Era o glumă! A, da, am înțeles! Madison! Ce, tată? Trebuie să scoți câinele la plimbare! Nicio problemă! Trebuie să mă pregătesc! Ok, sunt gata! Să mergem, băiete? Stai! Nu uita punguța pentru caca! Bleh, ce scârbos! N-o vreau! Bine, vin cu tine! Hai să terminăm odată cu asta! S-a dus ziua mea de lenevit! E frumos, nu-i așa, băiete? Ce-ai pățit? A, da, îți faci nevoile! Hei, toată lumea face asta! Iu, ce ai mâncat? E treaba ta, scumpo? Tu ai vrut câine? Ah, ok, de ce trebuie să fac eu chestiile scârboase? Nu vreau să-l ating! Pute! Scuze, nu pot să o fac! Nu putem să-l lăsăm aici! Știu! Pot să folosesc cleștele tău de păr! Pot să apuc răhățelul cu el! Privește și învață! O să-l bag în pungă! Și apoi pot să iau răhățelul! Și nu trebuie să-l ating! Acum o să întorc punga! Și treaba e făcută! Locul lui e în gunoi! Deșteptăciune și o mustață fabuloasă! Și tu poți să-ți iei cleștele înapoi! Să mergem! Ia uite ce am eu! Niște legume delicioase și o cutie cu pui prăjit! O să savurez totul! Mmm, cum miros condimentele astea! Oh? Ce e? Trebuie să discutăm! Tu mănânci pui și eu? Așa ceva? Hei, nu fac eu regulile! Adică, uite-te la planșa asta! Vezi vreun pui prăjit aici? Oh, serios? Mm, știu! Cred că trebuie să jucăm un joc! Stai, doar nu! Ok, îmi plac provocările! Dacă o să câștig, facem schimb de mâncare! Mm, îmi place să risc! Ești prima! Am frișca! O să regreți asta! Da, da, mă rog!
Ok, e gata! Acum e acum! Cât de palpitant! Sunt optimistă! Nimic! E norocul începătorului! E rândul meu! Știu că nu o să se întâmple nimic! Nu! Da! Am câștigat! Ua! N-a fost corect! Mereu spui asta! Dă-mi puiul! Așa da! Ai dreptate! Condimentele astea miros incredibil! Hei, stai! Hai să mai jucăm un joc! Nu, sunt ok! A meritat să încerc! Urăsc legumele! Bleh! Unde este centrul? Astăzi vom desena flori! Oh, pe bune! Ce ușor! Iau eu asta! Te voi ajuta! Stai liniștit și bucură-te de experiență! Flori, nu? Bine! Răcoritor! Aproape gata! Câteva retușuri finale! Și-am terminat! Îți place? Plata! Mulțumesc! Nu, eu îți mulțumesc! Știu! Pot face orice cu niște carton! Este propriul meu șevalet! Perfect! Bine, drăguț! Poți să-mi dai un 10 acum? Ce zici de lucrarea mea? Oh, doamne! Bună treabă! Pielea mea e atât de ternă! Uf, efectiv nu merge! Obrajii ăștia au nevoie de un pic de viață! Ce a pățit pensula asta? Totuși, cred că e mai bună decât nimic! Nu se întâmplă nimic! Cât enervant! Haide! Opa! Oh, nu! O să am probleme! A fost inacceptabil! Cel puțin nu am fost pedepsită! Hei! Părul meu! Oricum, din păr se fac pensulele! Haide! Am nevoie de tine! Gata! E timpul să devin creativă! Și acum, momentul adevărului! Deci, ce zici? Hei! Aoleu! Ce e? S-ar putea să vrei să te ocupi de ăla? Eu sunt? Chestia asta e masivă! Ce să fac? Îl spargi! Pot eu? Durează doar o secundă! Acum stai nemișcat! Da, așa mai merge! Poftim, exersează mai tipul ăsta! Oh, cu mare plăcere! Oh, da! De ce e atât de satisfăcător? Putea să fie fața mea! Alo? Nimic nu se compară cu un tratament facial! Trebuie să protejez partea care face banii! Ce fină e! Cred că a mai rămas un singur lucru de făcut! Oh, ce frumos se scoate! A funcționat? Cred că în sfârșit am scăpat de coșuri! Ha? Ce-i asta? Scârbos, pleacă de aici! Nimic nu se compară cu o masă gătită acasă! Ingredientul secret e dragostea și multe condimente! Adaugă foarte multă savoare! Miros minunat! Întiga e cu voi! Acum pot amesteca! Hei, mama! Ceva miroase bine! Faci celebrul tău sos de paste? Da! Stai puțin! Cât e ceasul? Am întârziat! Trebuie să plec! Dar cum rămâne cu cina? Ah, corect! Amestecă în continuare! Să nu lași să se ardă! Ce s-a întâmplat? E o glumă, cumva? Nu e așa greu, e doar plictisitor! Cum a ajuns să stai aici? Bine că pot exersa mișcările de yoga! M-am săturat de asta! Trebuie să cumpăr ceva online! Habar n-am ce-i ăsta! Ce-i ăsta? Îl cumpăr! Și acum aștept! Wow, ce rapid a venit! Îmi place să cheltui bani! Ăsta o să-mi rezolve toate problemele! O să-l pun în tigaie și o să-l las să facă toată treaba! Se învârte de jur împrejur! Eu nu trebuie să mai fac nimic! Ce deșteaptă sunt! Și acum mă pot relaxa! Nu e așa greu să gătești! M-aș putea obișnui cu asta!
M-am întors! Betty, ce faci acolo? Nu se vede, gătesc, mama. Ce-i cu gadgetul ăsta? Oare trece testul gustului? Wow, e o încântare pentru papilele gustative. Ți-am spus. Parcă-mi trăi în viitor. Bravo, scumpa mea. Credeam că în cartea asta sunt mai multe poze. Urăsc temele. Nu mai suport. Vreau să mă distrez. Așa mai fi de acasă. Betty, ești aici? Cum merge învățatul? Stai așa. Ce faci acolo? Ar trebui să înveți. În loc, joci jocuri video. Nu se poate. Oprește-te. Ce joc genial! Dăm telefonul. Dar îl folosesc la ceva? Imediat, domnișoară. Vorbesc serios. Nu e corect. Incredibil. Știu cum să te scap de prostiile astea de jocuri. Îți bag telefonul la închisoare. L-am încuiat bine. Și cheia e la mine. O să o păstrez aici. Nu poți face rost de ea. Ți-l dau înapoi când îți termin tema. Poftim! La ce mai e bun așa? Oare pot forța încuietoarea? Merită să încerc chiar dacă rămân fără un dinte. Ce rău ai ajuns! Nu funcționează. Bine, ai câștigat. De data asta o să-mi fac temele astea idiote. Dar nu sunt fericită deloc. Cred că funcționează. Hai că poți, scumpa mea. Stai! Știu, știu răspunsul. Cel puțin așa sper. 5 plus 5 e... 10? Fiu, sunt complet epuizată. Acum îmi dai telefonul înapoi. Sunt mândră de tine. Stai să scot cheia. Îl meriți din plin. Pot să-ți dau telefonul înapoi. Ai făcut ce-ai promis. Dă-mi-l odată. Ce dor mi-a fost de tine. Nu vreau să ne mai despărțim niciodată. Wow, ce greu e. Nu știu ce să zic. Trebuie să verific ceva. Nu găsesc răspunsul. Asta căutam. Fix cum credeam. Deci asta înseamnă... Știu. E foarte simplu. Răspunsul e 10. Am reușit! Nu vine să cred! Bine, aici erai! Cum merge, scumpa mea? Uite, mama, am rezolvat problema! Asta e pentru tine! Ai muncit din greu! Serios, mama? Nu trebuia! Mama, chiar ne trebuia! Mi-ai cumpărat un telefon mobil? E pe bune? Sper că-ți place! Vai de mine! Yahoo! E cel mai tare cadou din viața mea! Fiu, îi place! Te las să-ți continui temele! Stai! Nu pleca! Hai să ne facem un selfie! Dar eu nu sunt machiată! Zâmbește! Nu! Am atâtea de făcut! Vreau ca totul să fie perfect! Trebuie să găsesc un cadou! Aș putea folosi sticla asta! Nu arată bine! Sau poate ăsta... Nu! Poate o carte? Nu! Sau tocătorul ăsta? Niciunul nu e ce trebuie! Hai, gândește-te la ceva! Ce e aia? I-aș putea face niște prăjituri mamei? Cât de greu poate fi? Stai așa! Astea sunt perfecte! Arată delicios! Să trecem la treabă! Am nevoie de toate ingredientele! Și gata! Am obținut o prăjitură! Trebuie să coc! Wow, ce talentată sunt! Dar nu seamănă cu poza... Cum a făcut-o așa? Ce pot face? N-am un poș alimentar. Ce aș putea folosi? Sticla asta! O să-i desfac dopul. Da, cred că o să funcționeze. Trebuie să fac câteva modificări. Din fericire, am un bisturiu. O să tai marginea capacului sticlei. Vreau să elimin o secțiune mică. Fix așa! Apoi am nevoie de un măr, ca să obțin o glazură aromată. Apoi o să pun capacul la loc. Acum îmi pot termina brioșa. Trebuie doar să apăs pe sticlă. Și am obținut o brioșă glazurată. Arată bine! Aș mânca-o chiar acum. Dar lipsește ceva. O lumânare și gata! Sper să-i placă mamei. Trebuie să-mi dau jos boneta. Hei, mama! Trebuie să-mi schimb cărțile. Îndulăpior! Deschide-te! De ce nu funcționează? Haide! Te rog, deschide! E nasol!
La o parte! Eram sigură că va funcționa. Haide, trebuie să-l deschid. Și trage! Am reușit! Ups! Essie? Oh, bun, Alex! Ce mai faci? Nu mai contează. Da? Oh, wow! Nu! Hei! Frumos! Mă rog, trebuie să mă concentrez aici. Bine, totul e ok. Doamne! S-a deschis! Aproape! Am nevoie de o mână curată! Wow, ce tare! Securitate de top, vezi? Cea mai bună din lume! Ultimul pas? Testul ochiului! Chiar e necesar? Da, ia uite! Băutura ta! Mersi, pa, pa! Ok, chiar nu e corect! Uf! O să-mi fac propria securitate! Cu banda adezivă de modă veche! Gata! Nu m-a costat niciun cent! Oh! Mulțumesc! Ați fost un public minunat! Vă iubesc pe toți! Vreți autografe pe toate pozele astea? Ah, ce stresant e să fii superstar! Hai să le semnez odată! O să dureze o veșnicie! Oare nu există o metodă mai ușoară? Ce faci acolo, mami? Mami încearcă să lucreze, scumpo. Nu zbor mereu cu avioane private și nu sunt mereu în vacanțe pe insule de lux. Trebuie să o ajut pe mami. Știu cum o pot înveseli. O să-i decorez pozele, ca să știe cât e de specială. Mickey, ce faci acolo? Îți arăt cât de mult te iubesc. Oh, scumpa mea, ce drăguț. Dar am o idee mai bună. Poți desena și pe astea. Wow, serios? Mersi, mami. Mami o să se relaxeze puțin. Ce distractiv e! Aș putea face asta toată ziua! Nu știu de ce se plângea mami, aproape am terminat! Stai! Ce-a fost asta? Sper că asta e casa Ginei! E a patra casă pe care o verific! Aha! Bingo! Hei, fetițo! Vrei să vezi ce-am desenat? Sigur, de ce nu? E mami! Gina își lasă copilul să-i semneze autografele. Ce știre bombă! Vrei și tu un autograf? Wow, ce ușor a fost! Mersi mult, fetiță! Poftim, îi meriți din plin! Wow, ce de bani! Mersi, necunoscutule misterios! Să mă sun dacă mai afli și alte bârfe! Mami, uite! Poftim? Bani? Așa îmi place să mă trezesc! Wow, ce de autografe! Și ce de bani! Felicitări, scumpa mea! Mai am un teanc de poze desemnat. Mersi, mami. Mami e mândră de cum desenez. Sunt gata să intru în direct. Ok, hai să începem. Oh, o să fiu vedetă. Salutare, prieteni. Bună, e timpul să gătim ceva delicios. Mickey va fi asistenta mea culinară. Hei, aici sunt. Îi place să fie în lumina reflectoarelor. Bun, azi facem clătite. Am pregătit toate ingredientele. Mai întâi o să torn făina într-un bol. Ce relaxant e să gătești! Aoleu, s-a făcut ceață! Nu văd nimic! Acum e mult mai bine! Hai să o amestecăm, fix așa! Pot eu să fac asta? Uite, mami, o amestec! Yes? Era să uit de celelalte ingrediente! Mă întorc imediat! Ah, am o idee! Dar rămâne secretul nostru! Hai să-i facem o farsă lui mami! O să-i adaug să pun lichid în aluatul de clătite! Să nu-i spuneți nimic! Am adus siropul! Uite, Mickey! O să-l punem peste făină! Hihi, habar n-are ce am făcut! Stai puțin, am nevoie de ceva! O să o ajut eu pe Mickey, o să-l torn în bol! O să pun foarte puțin, dar o să aibă un gust extraordinar! M-am întors și am un ingredient special! Ce-i acolo? Nimic, mami! Oh, am nevoie de fructele de pădure! Ăsta e momentul perfect! Ce faci aici? Miroase ciudat! Cred că-mi face o farsă! Oh, așa deci! Wow, arată delicios! Adaugă-le în aluatul de clătite! Ador căpșunile! Oh, mai am o idee! Pentru rețeta asta vă trebuie fructe proaspete! Ce zici de un ardei iute? Adăugați fructele de pădure în bol! E foarte simplu! Vai de mine, n-am observat!
Ce amuzant e! Sper că-i plac șoarecii! Atenție! Aaa! Un șoarece! Aaa! Mi-e frică de șoareci! Ajutor! Cred că nu-i prea plac animalele! Ok, clătitele noastre sunt gata și arată delicios! Mmm, ce bine miros! Ce gust au mami! Ceva e neregulă! Ai grijă, boneta mea! Ce s-a întâmplat? Poate nu te pricep chiar așa de bine la gătit! Wow, clipul nostru a devenit viral, mami! Uite ce populare suntem! Wow, toată lumea ne iubește! Nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul nostru! Pe curând! Wow! Hey, Grace, uite! Oh, haide, măi! Grace! Wow! Așa! Pe bune! Termină! Ah, bună! În sfârșit, ia uite ce a sosit! Stai jos! Uită-te la tatuajul ăsta! Poftim? Vrei un tatuaj nou? Ok, mă ocup eu de asta! Ok, să înceapă distracția! Super! Cred că-l vreau aici! Tare! Acum, dă-mi mâna! Ăla-i un ac, Emily! Dar cum altfel vrei să facem asta? Adio, tatuaje, pentru mine, se pare! Trebuie să fie o altă cale! Normal! Mă întorc imediat! Aproape am ajuns! Trebuia să-mi fi adus niște apă! Am reușit! Hei! Domnule Unicorn! Ok! Am nevoie de ceva mai blând! Bine, ce zici de astea? Da! Mersi, frate! Ne mai vedem! Așa! Ce bine că sunt în formă! Aproape am ajuns! A fost un drum lung! Să o facem! Părace! Pare inofensivă treaba! Ah, clar! Cred că sunt pregătită atunci! Metoda șablonului e mult mai puțin dureroasă decât un tatuaj adevărat! Toarnă lipici pe pielea expusă! Și folosește o pensulă ca să-l întinzi! Când arată așa, e timpul să vină sclipiciul! Wow! Ai grijă să acoperi tot lipiciul, apoi scoate șablonul! Mișto, nu-i așa? Wow! Chestia asta chiar sclipește! Îmi place la nebunie! Mă bucur! E rândul tău! Da? Nu? Haide! O să folosim culoarea ta preferată! Așa, da! Nu-i așa că-ți grozave tatuajele astea și n-a fost nevoie de ace? Fără durere, prietene! Clipul ăsta! Nu te supăra! Intră! Doamne! Unde rămăsesem? Oh, da! Uite-te la chestia asta! Isterie totală! Îți vine să crezi cum e tipul ăsta? Da, sper să nu fie coadă! Doamnelor! Pare că respectă ținuta obligatorie. Ok. Ne vedem acolo. Stai pe loc. Ce avem noi aici? Dulciuri? Nu știi să citești, doamnă? Poftim? Mișcă-te. Ce penibil. Bine. Se crede șmecher, ha? Nu poate o fată să savureze o gustare? De fapt, am o idee genială! Vezi crăpătura asta? Are dimensiunea potrivită ca să ascundă chestia asta! Un suport ascuns pentru gustări! Genial! Privește magia! Domnule paznic! Iar tu? Simt miros de dulciuri? Nu văd nimic! Slavă Domnului! Intră! Pupici! Mă rog! Da, s-a întors cățărătorul! Wow!
Aia e Emily? Oh! Vin! Și am gustări! Ia uite! E rezerva mea secretă! Ta-da! Vezi? Da! Și am două! Super! Mereu am poftă de ciocolată! E delicioasă! Ar trebui să mă pregătesc! Ce rău mi stă părul azi! Alo? Am nevoie de cineva! Ai nevoie de ajutor, Liam? Ce s-a întâmplat? E pur și simplu scăpat de sub control! Nu te stresa, se rezolvă! Pune-ți centura, o să ai un păr perfect cât ai zice pește! Poftim! Serios? Nu știu ce să zic! E prea unsuros! Stai calm! O să încerc altceva! Ai încredere în proces! Gata! Îți place? Tot nu e ce trebuie! Cred că aș putea încerca ceva nou! Dar am nevoie de câteva elastice! O, da! O să iasă super bine! O să vezi! Așa nu-ți mai intră părul în ochi! Interesant! Îmi place! Dar n-am terminat încă! Asta o să te ajute să ieși în evidență! E o idee genială! Ai încredere în mine! Le pun fix de-a lungul liniei părului! Wow! E clar ceva diferit! Îmi place! Pentru serviciile tale! Cu plăcere! Ce tip atrăgător! Iubesc ziua în care fac curat! Mă ajută să scap de stres! Îmi dă timp să mă gândesc! Să nu uit de podele! Vezi? Nu-i așa că e ca o oră de meditație? Și e ușor dacă folosesc ăsta! Gata! Oh, nu! Părul meu! A scăpat de sub control! N-am timp să-l aranjez la loc! Sau am! Sunt gata! Dar mai întâi am nevoie de un elastic de păr! Așa! Și acum părul! Haide! Ce drăguț! Și abia dacă trebuie să ridic un deget! Așa mai bine acasă! Atenție, lume! Să spui că toate fetele sunt la fel e o subestimare grosolană! Dar oricine are șansa să devină regină! Mă rog, regina balului! Dăm coroana aia! Sunt gata! Stai puțin! Ce se întâmplă? Oh, nu! Vai! Ia uite ce haine adorabile! Și ce accesorii! Îmi place rochia asta! Clar ne putem obișnui cu așa ceva! Nu-i așa că ne stă bine împreună? Ce să ascult? Nu te supăra! Ce faci? Scuze, dar nu găsesc nimic de îmbrăcat! Îmi urăsc toate hainele! Sunt prea mari, unele sunt prea mici! Mă simt atât de urâtă! Aș vrea să o pot ajuta! Dar poate că o să reușesc să încropesc ceva cu ăsta! O să-ți arăt! Vezi acele astea de siguranță? O să fie pe post de găici pentru curea! Bagă șiretul prin ele și leagă-l ca să faci rochia cât de strâmtă sau largă vrei! Vezi? Îți vine grozav! Mulțumesc! Mă bucur că te-am putut ajuta! Pa! Te sun eu! Trebuie să mă pregătesc! Aproape că uitasem! Păi și pantoful meu? Se pare că nu mai plec nicăieri! Doar eu cu mine și cu chipsurile mele! Nu mă deranjează! O altă seară de vineri acasă! Perfectă pentru un ritual de îngrijire! Tu și unghiile tale! Ăla e telefonul meu? Cine e? E o petrecere diseară? Ce bine că tocmai mi-am făcut unghiile, nu-i așa? Ia uite! Nu, nicio petrecere pentru mine! Te rog! Ok, fie! Da, haide! Cu ce ne îmbrăcăm? Pasul 1! Ok! Sunt pregătită, ținuta e gata! Chiar te pricep la asta! Și pasul 2...
Ha? Eu? Oh, nu, eu sunt ok așa. Nu! Nu mă lași să te îmbrac? Oh, nu, nu ochii de cățeluș. Știi că nu pot să rezist când îi văd. Ok, o să mă schimb. Of. Poftim, ce zici? Da, suntem gemene. Dar ce o să fac cu aia? Sunt hidoși. Poftim? Ce? Sunt nașpa? Sunt groaznici. Ai noroc că am pantofii ăștia pentru tine. Sunt pentru picioare de om? Mai bine merg de sculță. Da. Da. Nu, te rog. Da. Of, fie. Doi bocanci murdari pentru doi pantofi cu toc eleganți. Ești mulțumită? Uhu! Acum mergi. Ok, să o facem. Oh, nu e de bine. Femeie la pământ. Oh, oh nu. Cred că te-a durut. Sunt ok, cum mergi cu așa ceva? Bărbia sus. Ok. Umeri în spate. Inutil. Stai puțin. Ce ai acolo? Să vedem. Oh, ce drăguț! Cum te-a ajuns asta aici? Ha? Nu vreau să știu. Aoleu! Nici eu nu știu. Uite! Poftim? Da! Îmi explici și mie? Bagă-ți umerașul pe sub tricou în spate. Asta ar trebui să te ajute să-ți menții postura. Deja funcționează! Acum testează-l! Sau mergi! Bine! O faci! Și chiar bine! Zici că sunt expertă! Grozav! Da, acum hai să petrecem! E plin aici! Vezi pantofii ăia? Sunt fabuloși! Sunt efectiv șocată! Nu-i corect! Ce invidioase sunt! Să mergem! O să rog să ne pună cântecul nostru preferat! Te super dacă îți cer o melodie? Mersi! Ce faci? Frățică, umeri ăia! Hei! Ce vrei? Ăla e un umeraș? Șterge-o de aici! Îți sar mereu un ajutor, dragă! Ascultă riful ăsta! Biletul, te rog! Vizionare plăcută! Bună! Nu ai voie cu dulciuri? Las-o în cutie! Dar nu mi-am terminat acadeaua! Urăsc dulciurile! Acum poți intra! Sper că n-am întârziat! Nu e corect! Nu pot să nu mănânci ceva la cinema! Stai puțin! Îmi plac filmele bune! Ai pățit ceva? Nu mai contează, n-am timp de asta! Vreau ceva bun! E delicioasă! Ce n-ai? Serios? Nu-mi plac deloc diminețile! Vreau să stau în pat! Dar trebuie să mă pregătesc! Poftim? De unde a apărut părul ăsta? Parcă aș fi Bigfoot! Nu m-am mai epilat de mult! Dar trebuie să scap de el! O să dureze ceva timp! Ce de păr! Nu mă poate vedea nimeni așa! Lama de ras nu face față! Trebuia să folosesc o mașină de tuns iarba! Ce crețos! Bine că am terminat! Wow! Nu-mi vine să cred! E un monstru păros! Dispar de aici! Nu mă așteptam la asta! O să pornesc robinetul! Nu vreau să-l mai văd! Nu! E din ce în ce mai rău! Ce salea! Aș putea folosi colierele astea de plastic! Cred că sunt perfecte! Să trecem la treabă! O să le tai pe laterale! O să fac tăieturile în unghi! O să fac la fel până sus! Acum am nevoie de celălalt colier de plastic! O să-l trec prin gaură! Apoi o să-l prind! Vreau să obțin o buclă în partea de jos! Cred că e gata! Hai să desfundăm chiuveta! O să împing colierul de plastic în scurgere! Apoi pot să-l scot! Așa! Ce grețos arată! Pot să-l arunc la gunoi! Ce instrument util! Ce-a fost în capul meu?
Așa, dă din fund. E mai distractiv să faci curat dansând. Așa, așa. Ia uite. O să scap rapid de mizerie. Totul trebuie să fie curat în lună. Nu vreau să văd pic de praf. Trebuie să fac curat și acolo. De unde vine zgomotul ăsta îngrozitor? Oh, cânt iar. Am primit un mesaj. Poftim? De când așteptam asta? Dar nu pot ieși arătând așa. Majordom. Am fost chemat. Aduc hainele, domnișoară. Avem câte o ținută pentru fiecare ocazie. Ia să vedem, poate ceva strălucitor? Nu. Oh, asta e perfectă. E elegantă și sigur îl va lăsa cu gura căscată. Serios? Chic! Arăt ca un sac de gunoi acoperit de diamante. Ce dificil e. Stai, știu. De ce mă mai chinui? De ce durează așa mult? Cred că asta o să vă placă. E creația mea. Ce frumoasă e! Vreau să o probez! Wow! Arăt superb! Ca întotdeauna, domnișoară. Iar acum aveți nevoie de o coafiură nouă. Mă ocup imediat. Mă ocup și de părul mamei mele. Cred că v-ar sta bine cu niște bucle mari. A ce miroase? Ce drăguț e! Vom avea o întâlnire perfectă! Cum merge treaba? Totul e în regulă! Mi-am terminat treaba, uitați! Mereu arăt bine! Stai! Ce-am pe bărbie? Îngrozitor! Sunt oribilă! Ia-o de aici! Îmi cer scuze, domnișoară! Trebuie să faci ceva! Nu mă descurc sub presiune! Stați să mă gândesc! Nu, nu e ce trebuie! Ce mai am pe aici? În niciun caz! Stai așa! Ghecetul meu antipraf! Ar putea fi perfect! Adică merită să încerc! O să-l aplic pe bărbie! O să aspire imediat mizeria din pori! Parcă șterge praful! Fiu, cred că s-au curățat! Uitați! Mi-am recapătat tenul perfect! Ce m-am stresat! Ce ușurare! Faci minuni! Nu eu, ci acest gadget! Nu arată bine deloc! Trebuie să fac ceva! O să acopăr zona! Așa mai vii de acasă! Cred că sunt gata de întâlnire! Să nu mă aștepți! La revedere! Distracție plăcută, domnișoară! Era cât pe ce! Iar dăm test! Mă rog, de parcă mi-ar păsa! Hei, gumă gratis! Arată ca menta de iarnă! Trebuie doar să curăț puțin! Sunteți pregătiți să dați test? Să nu copiați! Bine fie! Nu sunt pregătită pentru asta! Nu am deloc chimie în minte! Nu știu ce să fac! Profa, am terminat! Ai spus că ai terminat? Vin! Mulțumesc! Nu ai răspuns la nicio întrebare? Întoarce testul! Numerar? Doamne! Ești o bijuterie! Nu-i așa? Îți bat joc de mine? Stai puțin! Am propriile mele răspunsuri! Cine-i cea mai isteață acum? Crezi că nu te văd? Copiez acolo? Nu prea cred! Nu e ceea ce pare? Serios? Ce păcat! Acum ce mă fac? Părul meu! Exact! Noroc că am făcut și niște rezerve! Nimeni nu va bănui asta! Vezi? Ce se întâmplă? Nu pare să copieze! Bună, profa! Ce scumpete! Calea e liberă! Da, trebuie să mă grăbesc! Cred că am terminat! Sunt gata! Ok, puteți începe! Am învățat toată noaptea! Sunt pregătită! Trebuia să învățăm? Nu! Credeam că e un test la desen! Nu o să fie bine deloc! Prea ușor!
Știu, o să copiez răspunsurile lui Julie. Pot să te ajut cu ceva? Relaxează-te, calmează-te. Leo, ce faci acolo? Nu te mai prosti, timpul trece. Nu înțeleg nimic. Oh, ia uite. Ăsta e momentul. Ce m-aș face fără telefon? Wow, arată bine. Hei, frumosule. Oprește-te. Stai, am un plan. Sigur va funcționa, sunt genial. Hei, Julie, hai să facem un selfie. Ok, să mă prins din unghiul care mă avantajează. Sigur, perfect. A funcționat perfect. Măresc imaginea și acum răspunsurile. O să iau notă de trecere. Mă sună cineva. Hei, ce faci acolo? Unde sunt? Ce faceți acolo, copii? Noi? Nimic. Bun. Bună, Leo! Trebuie să mă pregătesc de oră. Wow, ce tare! Serios? De asta aveam rucsacul așa greu. Dar nu poți avea niciodată prea mult aur. Trofeul meu! Ce viață frumoasă am! Eu am doar niște caiete și pixuri. Stai, unde pot să le pun? Nu am penar. Cred că o să le pun aici. Asta e. Să nu uit de ăsta. E făcut din aur și cea mai fină mătase. E frumos, nu crezi? Nu e corect. Stai puțin. Ca să vezi. Cred că o pot folosi. Fii atent. O să pun hârtia pe masă și o să împăturesc în două. Apoi o să întorc vertical. Acum am nevoie de un cutter. O să tai cu grijă zona pliată până jos. Acum am două bucăți de hârtie. O să-mi pun pensula într-un colț și o să o folosesc pentru a înfășura hârtia. Fix așa. Trebuie să fie foarte strânsă. O să las un triunghi mic la capăt și o să pun lipici peste el. Acum pot să înfășor complet. Pasul următor, o să îndoi tubul. O să-l îndoi la mijloc și din nou aici. Și în sfârșit încă o dată aici. Seamănă cu un diamant. O să-i tai capetele. Vreau să fie drepte. O să le prind între ele. Ar trebui să formeze un triunghi. O să repet procesul cu hârtii de culori diferite. Mai am multe de făcut. Am tăiat un triunghi din hârtie cartonată. Apoi o să pun tubul ăsta triunghiular deasupra. E ăsta! O să suprapun triunghiurile. O să alternez culorile. O să lipesc hârtiile pe parcurs. Asta e ultima. Wow, uite! E perfect! O să-l pun fix aici. Va fi un suport de pixuri genial. Funcționează perfect. Acum biroul meu nu va mai fi dezordonat. Cum ți se pare, Leo? Wow, sunt impresionat! Dar unde e aurul? Ce n-ai? Stai, penarul meu are o gaură uriașă! Nu e corect! Poți să-mi faci și mie unul? Te rog! Vorbești serios? Nu cred! Te rog! Nu! Descurcă-te singur! Așa deci! Nici acum? Stai să mă gândesc, ok! Dacă așa stă treaba, ia să vedem! Trebuie să am ceva util pe aici! Cum a ajuns să stai aici? Ce mai am pe aici? Ce-i asta? Stai puțin! Știu ce pot face! O să întind materialul la orizontală! O să-i adaug lipici din loc în loc! O să creez un model! O să fac asta pe tot materialul! Fix așa! O să-l aranjez pe lungime, apoi o să lipesc pompoane deasupra! Vreau să fie colorate! O să aștept să se usuce lipiciul, apoi o să întorc materialul! Am nevoie de o bucată de șnur! O să-l pun la baza materialului! O să adaug o linie de lipici deasupra șnurului! O să fac asta dintr-o parte în cealaltă! O să înfășor materialul peste șnur și apoi o să-l apăs peste lipici! Apoi o să pun lipici la fiecare capăt al șnurului și o să lipesc de el pompoane! Acum o să pun lipici pe marginea materialului, dar doar pe o parte! O să împăturesc materialul în două! Vreau să-l aliniez exact! Acum o să apăs bine, dar mai am multe de făcut! Am o bucată subțire de spumă pe care am tăiat-o în formă curbată! O să pun o riglă pe ea în unghi și o să trasez linii cu o cariocă! Vreau să fie trasate la aceeași distanță! O să fac asta într-o singură direcție! Apoi o să fac același lucru în direcția opusă! Până când obțin ceva de genul ăsta! Apoi o pot băga în paharul de plastic! Am iar nevoie de pistolul cu lipici fierbinte! O să pun lipici fix sub margine! E ușor dacă învârt paharul! Iau materialul și îl bag în pahar! Uite, pare un cornet de înghețată! Wow, e uimitor! E pentru mine? Evident! Wow, e cel mai grozav lucru pe care l-am văzut vreodată! Poftim, ia tot aurul! Ok, mersi! N-am de gând să refuz! Am dat lovitura! Și eu! Îmi place foarte mult! Wow, sunt bogată!
bun venit în noua ta casă! Sunt toate pentru mine? Wow! N-am văzut niciodată așa de multe torturi! Stai să vezi ce mai am pentru tine! Serios? Wow! Nu-i bai, ursulețul n-a pățit nimic, a căzut pe mine! Sunt gata de spectacol! Hai să începem! Oh, da! Am adoptat o fetiță! Mirosea îngrozitor! La, 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 la! Wow, ce melodie fredonabilă! Hei, mami! Aici sunt! Surpriză! Uite ce am desenat! Mami? Oh, ia! Oh, a, a. Trebuie să-i atrag atenția! Trebuie să mă furișesc cu grijă! Alo, cuibul vulturului! Aici vrăbiuța! Activează protocolul tăcerea de aur! Oh, da, Roc! Vino încoace! L-am prins! Totul decurge conform planului! Acum e momentul să arăt și eu ce pot! Wow, ce grea e! Urechile mele, ce se aude? Mickey? Nu e chiar așa de greu! Oh, hei, mami! Sunt noul tău chitarist! Cânt bine, nu-i așa? Oprește-te! Crezi că-mi curge sânge din urechi? Oprește-te, te rog! Uite, mami, cânt rock! Au! E ceva normal? Au, mă arde! Poftim? Mickey, mă întorc imediat! Stai, nu e așa grav! Te ajut imediat! Atunci, dacă totul pare sub control... Deci, crezi că sunt talentată? Sigur! De ce nu încerci să cânti la maracas? S-ar putea să ți te potrivească mai bine! Par distractive! Hai să cântăm rock! Serios, nu cred că te pricep deloc la muzică, dar am concert diseară! Salutare, New York! Uhuu! Vai de mine, te iubesc, Gina! Vreau să vi-o prezint pe fiica mea care mă va acompania în seara asta! Salut! Unde sunt maracasele? Stai liniștită, am exersat! Wow, ce talentată e! Da! Uhu, e cea mai tare noapte din viața mea! Sha-la-la-la-la! E genial! O să cânt un solo! Oprește-te! Ce naibă! O să postez înregistrarea asta! Ce s-a întâmplat? Scuze, mami, am făcut tot posibilul! Dar pot rezolva problema! Uite, mami, putem folosi un telefon! Ce idee bună! Am nevoie de telefonul tău! De ce? Ai încredere în mine, dă-l încoace! Nu cred, Gina o să-mi țină telefonul în mână! Hai să rezolvăm problema! O să reușești, mami! Am nevoie de o chitară! Da! La 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 la! Wow, are o voce de înger! Gina! 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 Sunt un star rock! Ce oră plictisitoare! Hei, fiți atente! Dați un test la matematică! Eu număr doar banii, nimic altceva! Mă rog, sunt cam ocupată! Sper să iau notă de trecere, am învățat toată noaptea! Nu vreau să vă aud vorbind! Poftim testele! Ia să vedem! Eu am pe cineva care dă testele în locul meu! Ce întrebări interesante! Ce frumoși sunt! Am luat nota maximă! Mersi! Eu mulțumesc pentru mașina nouă! Eu am plecat! A fost greu, dar am reușit! Am terminat! Am meritat toți banii! Hei, doamnă profesoară, puteți lua ăsta? Mulțumesc! Ce pierdere de timp! Ok, v-am evaluat testele! Asi, m-a impresionat! Wow, 10 plus, da! Mersi! Am luat 7? Cum e posibil? Hei, de ce te mai plătesc? Nu știu ce să zic. Ce enervant! Alo, tati, am nevoie de un tocilar nou! Trebuie să-mi bag astea în dulap. Ar trebui să-mi cumpăr un lacăt. O cameră secretă? N-am observat-o până acum. Ia să văd ce conține. Wow, ce spațioasă e! Ce comod pare! În sfârșit am un loc în care pot citi și învăța. Wow, nu știam asta! Trebuie să vin mai des aici. Wow, bună, Ellie! De ce? De parcă aș vorbi vreodată cu Justin. Nu înțeleg absolut nimic.
Am nevoie de niște timp pentru mine. Bine că mă pot duce într-un loc exclusivist. Ai nevoie de un card auriu ca să intri? Așa mai fii de acasă. Ah, locul unde mă simt fericită. Ia să mă distrez puțin. Ah, ce interesant arată ăștia. Wow, ce realist arată. Ce zi! Trebuie să mă relaxez. Am cele mai noi sisteme de securitate. Trebuie să mă protejez cât pot. Ah, ai ajuns în sfârșit. Stai jos. Urăsc să vorbesc cu servitorii. Vreau să fiu răsfățată. Ok, o să-ți aplic o mască facială. E cea mai scumpă de pe piață. E făcută din aur. O să ai o piele de milioane. Ceea ce e ironic, pentru că masca asta costă fix atât. Poftim! Ce mult îmi place jobul meu! De ce nu pleci odată? Ah, ce viață! Mai, mai, mai! Ce avem noi aici? Ha? Oh, bună! Hei, e timpul să votăm regele sau regina balului? Știu cine ar fi un rege perfect! Ia să vedem, unde mi-e pixul? Frumos! Sunt clar cea mai bună alegere! Așa, ne mai vedem! Wow, e de vis! Wow, aoleu! Ce-i asta? Trebuie să votăm regele sau regina balului? Oh, o să folosesc vechitura asta! Hai, e singurul pix pe care l-am! Dar am cerneală în plus! Hei, dacă funcționează... Super, am reușit! Abia aștept! Te iubesc! E dimineață deja? Am dormit tun! Gâtul meu! Cred că am dormit strâmb! Aoleu! Un pic de ajutor? Ce pot face pentru dumneavoastră? Am gâtul super țeapăn! Se rezolvă imediat cu un masaj! Wow, e genial! Deja mă simt mai bine! Ok, gata! M-am relaxat! În regulă! Oh, de la mine miroase! Oh, e oribil! Am nevoie de ajutor! Doriți o periuță de dinți, domnule? V-am adus 5 variante! Alegeri, alegeri. O aleg pe cea aurită. Foarte bine. Și am pasta dumneavoastră de dinți preferată. Zâmbiți. Ce bine e. Aproape am terminat. Wow. Gata. Mulțumesc. Micul dejun. Wow. Poți pleca. N-am nevoie de public. Cât e ceasul? Ce bine am dormit! Ce naiba? Cred că am un mușchi întins. Asta e! Ce caută periuța mea de dinți acolo? Asta e păr? Eu! Ce grețos! Dispar de aici! Sper că am suficientă pastă de dinți. Abia aștept să mă spăl pe dinți. De asta mă temeam. Hai! Am nevoie de ambele mâini pentru asta. Hai! Ieși odată! Haide! Știu că mai e puțină. O văd. Da, uite-o. Știam că nu te-ai terminat. Cine are nevoie de periuță de dinți când ai degete? Trebuie să mă clătesc! Hei! N-am plătit factura la apă? Și sticla mea cu apă? Decât nimic! Gata! Perfect! Hei, ce e asta? Nu vine să cred! Cine a lăsat asta aici? Am sărit peste prânz astăzi.
Ce bună e! Te cam murdărește. Bine că mereu șervețele umede. Și dacă tot suntem aici, de cât timp era acolo? Așa! Ador tenișii curați. Dulapul, te rog. Un lustru? Mulțumesc! A făcut multe plimbări în weekend. Super! Ce? Păstrează restul. În fine. Copii bogați. Atât de răsfățați. Pe data viitoare, chimia mă așteaptă. Ce? Nu vine să cred că am fost invitată. E cea mai mare petrecere anului. Fii atent! Ghici cine vine la petrecere? Bine, super! Nu-i așa că e cea mai tare veste? Ghici ce? Voi fi și eu acolo? Bine! De fapt, am deja costumul! Cam cât de mișto e! Făcut la comandă pentru mine! Nici măcar nu m-am gândit la asta! Ce o să port? Ha? Eu am fost? Hai, frate! Hei, asta îmi dă o idee! Ok, sunt gata! Îți amintești de dresul ăsta? E timpul pentru o mică ajustare! Doar o mică tăietură aici și încă una la picioare! Bun! Și marea dezvăluire! Bună, mânecilor! Îmi strecor capul pe aici! Și pac! Super drăguță, nu? Unele găuri dau un aer special. Măcar nu mai trebuie să mă îngrijorez că se va rupe dresul. Dar nu am terminat încă. Continuăm, buclă după buclă. Și la final vom obține un model super cool. Aproape am terminat. Și gata! Un top unicat, dragă! Ura! Hei, Alex! Am și o bluză personalizată. Ce? Wow! Ai vrea să fii partenera mea? Super! Mersi! Să mergem! Scumpo, bun, ești aici! Am ceva pentru tine! Mamă, ce se întâmplă? Sper să-ți placă! E un bilet pentru parcul de distracții! Nu se poate! Wow, mamă! Îl meriți, Sofia! Abia aștept! Wow, ce nebunie! Ok, trebuie să mă întreb ce se întâmplă. Îi speriați pe ceilalți clienți. E ok, am bilet. Ok. Te rog, se distrează. Haide, fă-mi o favoare. Aveți 5 minute. Dar să nu vă miți. Ura! Ce zi, e vremea perfectă pentru călărie. Bună, fetiță, ești gata să facem asta? Nu te mișca. Să mergem! Ușurel, fetiță! Așa cum am exersat! E cel mai bun mod de a-ți petrece ziua! Mă ajută să mă destind! Opa, fetiță! Unde sunt angajații? M-ai chemat? Faci o pauză! Cred că ți s-a făcut foame de la călărie! Ți-am adus gustările! Ups, sper că n-a observat! Poftim, doamnă! În sfârșit! Ce să aleg? O să iau sucul! Acum pleacă, spericalul! Sigur, doamnă? Poate să fie și mai bună de atât ziua asta! Ar trebui să fac niște poze în mișcare! Mă ocup, doamnă! Arătați uimitor! O să mă asigur că-ți surprind latura bună! Poftim! Orice latură e latura mea bună! Mi-am exersat pozițiile astea! Se vede! Foarte frumos! Încearcă să îmbrățișez calul! Ai un talent născut! Ok, ajunge! Să le postăm! Grozav! Paparații! Nu mă lasă niciodată în pace! Nu poate o fată să meargă și ea în spațiu ca orice om normal! E atât de enervant! Mă bucur că mi-a luat tati racheta asta nouă! Ultima era atât de demodată! Nici măcar nu avea spa! Deci, cum conduci chestia asta? Wow, ce cool! E liniște și pace! E timpul pentru un pic de distracție! Woohoo!
Uh-oh, cum te oprești? Încep să mă prind cum stă treaba. E plăcut să am niște timp doar pentru mine. Pot să-mi exersez și mișcările de dans. Opa! Am amețit! Și îmi place la nebunie. Aș putea să fac asta toată ziua. E timpul pentru selfie-uri. Prietenele mele o să fie atât de invidioase. Ar trebui să-mi iau un extraterestru ca animal de companie. Ah, mi-a venit o idee. E cea mai bună metodă să te speli pe dinți. Dentistul meu ar fi tare mândru. E ceva bun pe aici? Bingo! E unul proaspăt. Fata mănâncă bine seara asta. Ai niște mărunțiși? Ce zici de un măr? Pe curând! Ce suflet generos! Brioșa asta de 50 de lei e divină! Nu te apropia cu duharea de mine! Ți-e foame, nu? Poftim! Te-am păcălit! De parcă aș irosi o pe tine, fraiero! Oh, viața pe stradă! Gata! E timpul să-i dau fetei ăsteia o lecție! Bogata să devină săracă și săraca bogată! Ce? Ce se întâmplă? E cea mai groaznică zi din viața mea! Vorbește în numele tău! Munca mea s-a terminat! Pa, pa! Sunt atât de plictisită! Aș mânca o gustare! Valet? Alo? Am zis alo? Se pare că sunt pe cont propriu. Stai, ăla e un frigider? Deja îmi revine norocul. Cioc, cioc. Nu pot să mănânc chestia asta. Cine a pus așa ceva înapoi aici? Practic e putrezit. Aș putea să-l rot, nițel? Cred că-mi pierd mințile. Of! Ok. Unde a dispărut? Ah! Șoarece! Și mi-a furat gunoiul! Ce bine că mai am multe! Oh, te rog, dă-mi ceva să mănânc! O să mor aici! Da, nu-i nimic aici. Poate dacă îmi doresc foarte tare... Ha! Tot nimic! Să mai verific încă o dată! Nu am altă variantă! De obicei îl pun pe asta pe hot dog. Dar azi e o băutură. O băutură foarte caldă. Nu, nu-l deschide! E ceva de mâncare aici? Ești doar al meu! Ce se întâmplă aici? Nu se oprește din sunat! O, Doamne! Vai! Cine e acolo? Toate astea pentru mine? M-aș putea obișnui cu asta? Ador merele! Arăt bine? Picioarelor mele le-ar prinde bine nițel ajutor? Sunt pe aici niște șosete? Am auzit că-ți trebuie niște încălțăminte. Ia-i pe ăștia. Mersi, omule din gunoi. E ceva mai curat pe acolo? Șoarețele? Cred că sunt mai bun decât nimic. Ce de mizerie! Zici că s-a lipit de ei? Viața lipsită de confort nu e de mine. Chestia asta poate salva situația. Dizolvantul pentru oja poate scoate petele. Toarnă puțin pe o dischetă, apoi freacă pe suprafața murdară. Continuă, e aproape gata! Vezi? Sunt ca noi! Și super drăguți! Ta-da! Ah! Mă ajut și pe mine cu ăștia? Descurcă-te singur! Ah, ce adânc am dormit azi noapte! Nu! Te rog, spune-mi că nu e caca! De ce mi se întâmplă mie asta? Hei!
De parcă nu era destul de nasoală treaba? Nu are cum să fie igienic! E ceva bun aici? Văd o gustărică! Hei! Pasărea asta îmi distruge viața! Acum trebuie să mă răzbun! Aripioare fierbinți, sosesc acum! E deja dimineață? Lumina chiar strălucește aici? Ăla e micul meu dejun? Mersi, chiar îmi e foame! Îți plac șervețelele? Ok, orice vrei tu! Dar hai să încercăm așa! Ce jenant a fost! Mersi! Chiar arată nemaipomenit! E așa de dulce! Furculița ta? Ha? Se pare că ți-a plăcut! Când trebuie să mănânci, trebuie să mănânci! Slavă Domnului că unghiile mele arată bine! Scuză-mă! Încerc să mătur aici! Da? Suntem prea prețioase să ne mișcăm, nu? Ok, fie, mă mișc! O să iau o gustărică în timp ce aștept! Bun, e gustoasă! Așa, aproape am terminat! Nu mai am nevoie de asta! Vino să o iei! Oh, nu mă ascultă niciodată nimeni! E curat, Luna! Aoleu, o să cad! Ce s-a întâmplat? Văd stele verzi! Ups, greșeala mea! Ce se întâmplă aici? Îmi pare rău! Da? Capii ăștia sunt mereu cu nasul pe sos! Putem să oprim treaba asta? Ai ratat un loc! Da, exact! Asta e cea mai groaznică zi! Am deja toate ținutele astea! E deja timpul pentru o gustare? E a treia pe ziua de azi! Uite ce de biscuiți! Nu! Un pic de praf nu mă omoară! Kate! Nu! Ești prea bună pentru așa ceva! Să nu îndrăznești să atingi biscuitul ăla! În siguranță! Ești ok? Nu trebuia să faci toate astea! Aici, relaxează-te! Ai avut o zi așa de lungă! Vezi? E totul bine! Nu, te rog, insist! Așa, acum bea și ăsta! Când tu ești fericită, sunt și eu fericită! Ce mult mă bucur că ne-am văzut! Știu, a trecut prea mult timp! Oh, wow, mulțumesc! Ce bine arată! E desertul meu! Ia mâna! Eu l-am comandat! Și eu am comandat același lucru! Dă-i drumul! Niciodată! M-am săturat! Domnișoarelor, opriți-vă! E vina ta! Bună! Mi-ați distrus restaurantul! Ce flori frumoase! Trebuie să plătiți daunele pe care le-ați cauzat! Vrei să lucrăm aici? Vorbești serios? Nu e chiar așa rău! Îmi place! Și primesc și bacșiș! Îmi place foarte mult! Hei, cum merge treaba? Nu e rău deloc! Uite! Wow! Ce de bani! Eu am primit doar un dolar! Oare ce n-am făcut bine? Asta e! Trebuie să mă reapuc de muncă! Wow! Ce local elegant! Am o idee! O să fac niște modificări în meniu! Ce faci acolo? Nu mai contează! Ia să-mi număr banii!
Bună seara, domnule! Mulțumesc! Wow, meniu special! $1? Wow, vreau meniul special! Eram sigură! Mă sărut o fată! Wow, trebuie să-i spun mamei! Și primesc și bani pentru asta! Cum adică? În meniu scrie că un sărut costă $1. Nu, înseamnă că eu trebuie să fiu plătită! Nu mă așteptam la asta! Tot bacșișul meu! Poftim! Pa, pa! O să mai vin pe aici! Nu-mi vine să cred! Ce amuzant a fost! L-ai plătit tu pe el pentru sărut! Ia de aici, îi meriți! Oh, nu, nu e nevoie! Bună ziua! E totul în regulă? V-ați hotărât? Vreau aripioare de pui! Le vreau foarte picante! Wow, ok! Aripioare de pui picante! O să le toc mărunt de tot! Norocosule, ai scăpat de data asta! Ce ardei iute mare! Ce cald s-a făcut brusc aici! Nu trebuia să fi făcut asta! Ah! Am orbit! Ești bine, șef? Arde iuliute! M-a distrus! Cu ce te pot ajuta? Ah, arde! Ajutor! Avem nevoie de ajutor! Vă rugăm! Ustură foarte rău! Ce se aude din bucătărie? De ce mi-ai făcut asta? Ce se aude? În sfârșit! Poftiți aripioarele picante! Poftă bună! Eu trebuie să ajung la spital! Ok, ce ciudat! Au! Unde sunt toți chelnerii? Bună ziua! Ah, m-ai speriat! Vreau un pahar cu apă! Sigur, un pahar cu apă! Ce rochie interesantă! Ah, vechitura asta? E cam ciudată! Nu știu la ce te referi! Oh, ok! Vin imediat cu apa! Era cât pe ce să mă prindă! Ce rochie unică! Poftim? Își mănâncă hainele? Cred că mi se pare de la oboseală! Poftim apa! Stai puțin! E delicioasă! Ce faci acolo? Ce răcoritoare e! Ceva e în neregulă! Trebuie să o urmăresc mai de-aproape! Aha. Pot să te ajut cu ceva? Scuze! Mă pot ascunde perfect aici! Nu mă vede nimeni! O să mănânc rapid o felie! Ce deșteaptă sunt! Eram sigură! Hei! Nu aveți voie cu pizza de acasă! Plecați! Nu mă las păcălit așa ușor! Arăți extraordinar! A, bună! Vreau un cheeseburger, cartofi prăjiți, o gogoașă și un pahar de suc! Asta-i tot? Și dumneavoastră? O salată! Și? A, nu! Asta-i tot! Ok, dar sigur nu o să vă săturați! Așa, cum ziceam! A, stai puțin! Super! Mă sună șeful meu! Nu-i bai! Nu te grăbi! Am așteptat toată noaptea momentul ăsta! Arată delicios! Vorbește în continuare la telefon? Oh, nu! Trebuie să-l ascund rapid! Hmm? Plouă cumva cu burgeri? De unde a apărut ăsta? O să-l arunc la gunoi! Ah, perfect! L-a mai sunat cineva! Hei, adu-mi burgerul înapoi! Poftim? Burgerul? Hmm? Oh, nu! Imediat! Unde e? Ce delicatesă! Un burger de la gunoi! Nu! Nu mușca din el! Nu! Dă-l încoace! Îmi pare rău! Hei! Ăla era al meu! Domnișoară, v-am adus burgerul! Super! Salata asta e îngrozitoare! Se întoarce la masă? Nu! Nu acum! Nu-l mai vreți? Ah, alt apel? Repede, dă-l încoace! Nu!
hotărâți-vă odată! M-am săturat! E dezgustător! Unde pleci? Super! Acum trebuie să mănânc salata! Ce foame mi-e! Am auzit numai lucruri bune despre restaurantul ăsta. În sfârșit o să văd cum e. Bună ziua! Cu ce vă servesc? Oh, wow! Abia aștept! Ok, ia să vedem! Vreau un cheeseburger medium rare și cartofi prăjiți, plus o salată verde organică cu roșii, brânză mozzarella și un strop de ulei de măslină extra virgin, italian, nu spaniol, un sandwich cald, desertul special al zilei, un milkshake, o prăjitură cheesecake cu vanilie și o gogoașă cu glazură roz! Asta-i tot! Ce-ați spus că vreți în afară de friptură? O să dau comanda imediat! Wow! Știa exact ce vrea! Wow! Ce rapid au pregătit totul! Ce de mâncare! Mai am puțin! Fiu! Nu! Mă gâdilă! Ha? Ha? Nu! Ha? Ha? Ciu! Acum mă simt mult mai bine! Oh! Le-am vărsat pe toate? Scuze! Ajutor! Ești bine? Ah, da, mereu pățesc asta! Mulțumesc, vă mai așteptăm! Ce foame mie! Și mai am o groază din tura asta! Oare unde mi-o fi mâncarea? Vin imediat, mai durează un minut! Ah, ce bine miroase! Vino încoace, ce bun e! Un burger delicios! Treci la treabă sau ce faci? E ok, stomacule, o să mâncăm în curând, promit! Hei, se răcește mâncarea! Ah, da! În sfârșit, a durat o veșnicie! O invidiez! Sigur are un gust extraordinar! Zemos și delicios! Mă simt ca în rai! Nu mai suport! Șterg farfuria asta, uite! Nu mai contează! Ce bine arată gogoașa asta! Sunt de aceeași părere! Suc! Jen, vai de mine! Lasă-mă să te ajut! Ești gurmandă? Ai lucra în restaurantul nostru? Spune-ne într-un comentariu! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru a nu rata distracția! Wow, toată lumea din revista asta e atât de chic! Sunt atât de norocoși! Aș fi vrut și eu să fiu pas cu moda! Ce interesant! Nu se poate! Dragă, trebuie să-ți rezolvi sprânceana aia! Ia-ți-o pensetă și pensează-te! Tocmai am fost insultată de o revistă? Adică nu arată așa de rău, nu? Probabil că ar trebui să fac ceva în legătură cu asta. Dar ce? Nu am o pensetă! Peinarul meu! Poate să găsesc aici ceva ce aș putea folosi. Lipici? Nu. O periuță de sprâncene. Nu, nu merge. Există o singură soluție. Trebuie să merg la cumpărături. Wow, ce de produse! Sigur au pensete aici. Unde sunt? Aha! Wow, ce de variante! Asta e potrivită. Sigur o să-și facă treaba. În curând o să am două sprâncene. Ce zi! O să iau pe asta, vă rog. Sigur o să... Aoleu! Ajung? Nu, costă 50 de dolari. Pentru o pensetă? Nu-mi permit așa ceva. Hei, cred că pot să te ajut eu. Poți să folosești niște monede ca să-ți pensezi sprâncenele? Ai încredere în mine. Ok, dar o să mă doară? Există o singură metodă prin care putem afla. Apropie monedele și ele o să apuce firicelele de păr. O să le smulgă imediat. Mă bucur că avem un aspirator în magazin. Cred că am terminat. Uite-te în oglindă! Wow! E uimitor! Mulțumesc! Nici o problemă! Aproape am terminat! Gata! Mama zice că trebuie să am grijă de părul meu! Ce coș imens!
Nu, nu pot să-l storc. Poate dacă-l storc rapid. Dar a fost atât de incitant. Trebuie să șterg mizeria asta. E cremoasă. E mult mai bine. E timpul să mă culc. E așa confortabil. Ce somn grozav. Văd totul în ceață. Unde sunt ochelarii? E mult mai bine. Nu, nu e! Sunt plină de coșuri! Ce e cu gălăgia asta, scumpo? Adică, bună, scumpo! Arăt groaznic! Ok, putem rezolva problema asta. Ai nevoie de un pic de machiaj. Stai liniștită! În mod normal se acoperă cu un pic de corector. Crezi că o să meargă? Nu! Nici gând! Să mai căutăm. Cred că astea o să meargă. Ce sunt alea? Sunt plasteri pentru coșuri. Sunt foarte utili. O să pun plasturi pe coșurile tale. Noroc, avem mulți. O să avem nevoie de ei. Asta-i tot? Relaxează-te! N-am terminat încă. Ok, hai să-i scoatem. Au făcut coșurile să dispară. Adio, acne! Ia uite! Wow! Ce vrajă e asta! Uimitor! Mersi, mama! Nici o problemă, scumpo! Te iubesc! Grozavă oră de sport, elevi! Duceți-vă la dușuri și spălați-vă! Eu pot! Abia aștept să mă spăl! Grăbește-te! Le-am luat! Ce bine e! Haide! Hei! Ce ciudat! Trebuie să mă îmbrac! Nu pot să merg așa toată ziua! Hainele mele! Unde sunt? Oh, nu! E nasol! Stai puțin! O iau pe aia! Și am nevoie de asta! Arăt binișor! Imaginează-ți! Concentrează-te! Trebuie să fie ceva cu ce m-aș putea îmbrăca! Covorașul ăsta de yoga ar putea fi util! Are lungimea potrivită! Ups! Sper că nu e nimeni pe aici! Ce rușinos! Ce e ăla? Wow! Fix ce-mi trebuie! Nu pot să las pe nimeni să mă vadă! Puțin mai departe! Wow! Ia uite ce mușchi! Poate viitorul meu iubit o să meargă la sală? Aproape am ajuns! Hei! Psst! Bine, o să-l iau! Așa da! Dar nu am pantalon! Trebuie să găsesc o soluție! Știu! E timpul pentru niște modificări! O să fac o tăietură pe mijlocul hanoracului! Trebuie să am grijă! Arată bine! Acum pot să întorc invers chestia asta și s-o port pe post de fustă! O strâng la spate și o fixez cu o curea! Ce simpatic arată! Poate că ar trebui să-mi fac o meserie din treaba asta! Acum pot să mă duc la ore! A fost o farsă epică! Nu se poate! Cum a făcut asta? Ce s-a întâmplat aici? De fapt, nici nu vreau să știu! O clientă! Bună! Hei! Ce vreau? O să iau prăjitura aia, te rog! Ok! Unde să mă așez? Ador prăjiturile! E Alex! Bună! E atât de amuzant! Sper că nu m-a văzut! Poți să stau cu tine? Scuze, locul ăsta e ocupat de ghiozdanul meu, vezi? Așa e! În fine, ce răutăcios a fost! Poftim, ia încă o prăjitură! Nu știu! Vreau mai mult! Totul a început cu o prăjitură gratis! A fost cea mai bună zi din viața mea! Nici gând! Încercam doar să te înveselesc! Wow, ador machiajul tău! Mersi! Îmi arăți și mie cum se face?
Ai nevoie doar de o lingură și o furculiță. Glumești, nu? Nu, să începem. Puneți lingura peste ochi, apoi aplică fardul de ochi pe deasupra lingurii. Acum umple restul cu mâna. E atât de rapid și ușor. Acum trecem la furculiță. Ține-o oblic și bagă pensula printre dinții ei. Te ajută să obții niște codițe. Acum trebuie să aplic fardul și la baza pleoapei. Ok, hai să adăugăm un pic de sclipici. Mereu arată bine. Am terminat! Stai să-mi aranjez părul! Wow, arată uimitor! Mă simt atât de frumoasă! Mersi! Nici o problemă! Du-te! Da! Bună, wow. Alex! Gabi! Nu te-am văzut mai devreme? Vrei să mergi la petrecere cu mine? Ah, pare ceva distractiv! Da, de ce nu? Am o întâlnire! Ce bine că nu e nimeni pe aici! Avem nevoie de asta! Hei, sunt aici! Fix la timp! Bagă boticul acolo! Nu te mișca! Uimitor! Cum arăt? Superbă! Mă simt mai bine! Ce regulă stupidă! Nu mai avem nevoie de chestia asta! Fiți atenți, elevi! O să dați test din astea! Urăsc ora de mate! Profesoara e ocupată! Acum e șansa mea! Unde o fi? Matematica e atât de palpitantă! Haide! L-am găsit! Ashley! Da? Ce faci? Eu? Nimic! Sunt cu ochii pe tine! Iu, a fost cât pe ce? Trebuie să fiu rapidă! Nu, nu e ăsta! Aha! Nimeni nu bănuiește nimic! Ashley! Mâinile pe bancă! Gata! Mulțumită! Gata cu prostiile! Wow, e morocănoasă! Dar nu a zis nimic de picioarele mele! Mă bucur că fac yoga! Aproape am ajuns! E dificil! Oh, nu! Iar, Ashley? Continuați! Ok! Cât pe ce? Dar măcar mi-am luat produsul de machiaj! Stai puțin! Penarul ăsta mi-a dat o idee! S-ar putea să meargă! Scoate capacul și creioanele din penar! Pune lipici pe vârful unui creion mic și apoi pune creionul pe capac! Fă la fel cu mai multe creioane! Continuă până când capacul e plin! Apoi bagă-ți fardurile în penar! Alegeți produsele esențiale! Apoi pune la loc capacul! Propriul meu port fard pentru la școală! Și nimeni nu o să știe! Hei, ales un fardur? Am tot ce-mi trebuie aici! Fix ce-mi trebuia pentru un retuș rapid! Super isteț, nu-i așa? Îmi place la nebunie ideea asta! Am fost la cumpărături și mi-am luat cele mai drăguțe farduri de ochi! Sunt atât de invidioasă! Vrei să le vezi? Uite, sunt cele mai tari! Ador culorile! Aș fi vrut să am și eu unele așa! Poți să le folosești și tu! Mersi! Bună ziua, domnule! Fetelor, ați întârziat la oră! Fără farduri? S-a întâmplat ceva, fetelor? Nu, absolut nimic! Ce ai la spate? Doar mâna! Ceva nu e în regulă! Arată-mi! Nu, n-am nimic la spate! Dăm ce ai! Bine! Fardurile mele! Ashley, dă-le drumul! Dar sunt ale mele! Oameni buni, ce situație jenantă! Tu! Intră în clasă! Scuze! Dă-le drumul, Ashley! Bun, nu-i atent! Ce copil e! Ca să-ți păstrezi în siguranță paleta de farduri de ochi, trebuie să iei o carte. Folosește o foarfecă pentru a face o gaură în carte. Ai grijă să aibă forma paletei tale de farduri. Apoi lipește pătrățelele cu farduri de ochi pe pagină. Uite așa! Pune și niște decorațiuni pentru o notă personală și ca să camuflezi fardurile. Acum ești pregătită să mergi la ore. Stai pe loc! Îmbâte-te! N-ai farduri? Bun, poți intra! Grozav! Adică, ok... Hei! Ești ok?
Sunt super! Wow! Știu, îmi mai trebuie o pensulă și acum pot să mă machiez. Cine ar fi crezut că manualele pot fi atât de utile? Arăți uimitor! Vrei să-mi citești cartea? Uitați, am terminat testul! Serios? O să fiți impresionată! Mai vedem noi! Bine, bravo! Arată-te normal! Mulțumesc! Ce ai pe față? Poftim? Nu știu la ce vă referiți! Te-ai machiat? Nu, eu o să plec! Stai, întoarce-te! Nu am farduri! Ciudat! Poți să pleci! Mă simt bine! Wow! De ce arată atât de bine? Așa arăt eu în mod natural! Iar știe le adevăratul secret! E timpul să derulăm înapoi! E ocupată! Noroc că m-am gândit la asta mai devreme! Ia o gumă de șters și taie un colț cu o foarfecă! Ne trebuie doar o bucățică! Apoi pune lipici pe un bețișor de urechi și apasă guma pe bețișor! Apoi colorează guma cu tuș de ochi! Acoperă total guma! Gata! O fac! O să-mi dau cu guma pe pleoape! Acum și pe celelalte ochi! Perfect! Bine, bravo! Merit un 10 pentru asta! Unde să mă așez? Banca aia arată bine! Nu, nu sta acolo! Trebuie să fiu rapidă! La o parte! Mișcă-te, tocilarule! Asta e banca mea! Eu am venit prima! Găsește un alt loc în care să stai! Vorbești serios? Ok, s-o facem! Vino aici! O să-ți o iei! Piatră, foarfecă, hârtie! Start! Ah, da! Da! Am câștigat! Scuze, fraiero! Ashley e îngrozitoare! O să plângi? Asta e banca ideală! Fix lângă dosare! Ia un dosar și decupează-i coperta de pe spate. Pune lipici pe dosar. Aplică-l de sus până jos. Apoi pune dosarul pe lateral și lipește pe el un dosar tăiat. Fă la fel cu mai multe dosare. Apoi lipește în capăt un alt dosar tăiat pe jumătate. A fost o idee grozavă! Stocul meu secret de farduri! Am tot ce-mi trebuie chiar aici! Am avut nevoie doar de un strop de creativitate. Trebuia să stau fix aici. Trebuie să arăt bine la ore. Și acum arăt. Nu se poate! Cum? Invidioasă? O, nu! Alea sunt farduri? Unde-mi sunt ochelarii? Căutam carioca asta. Credeam că... Nu mai contează. Ador fardul ăsta de ochi! E atât de drăguț! Sunt atât de adormită! Trebuie să-mi pregătesc lucrurile! Hei! Credeam că ești o fantomă! Foarte amuzant! Ești atât de palidă! Mă rog, sunt prea obosită pentru așa ceva! Poate că ar trebui să o ajut. Trebuie să fie pe aici ceva ce ar putea folosi. Aha! Chestia asta o să-i fie utilă. Uită-te la ea. Hei, trezește-te! Ce mai e acum? Poți să iei chestia asta. Lipici? Wow, ce drăguță ești! Toarnă puțin! Ok, dar știu ce e lipiciul. Ha? Ce se întâmplă? E fond de ten? Ce fel de vrăjitorie e asta? Poftim! Folosește-o pe asta! O să te ajute să arăți mai uman!
Ok, dar sunt atât de confuză! Ia o sticlă goală de lipici, curăț-o și scoate-i capacul. Ia-ți fondul de ten preferat și umple sticla de lipici cu el. După ce ai terminat, pune la loc capacul. O rezervă de fond de ten pentru urgențe. Ah, m-am prins! Mersi! Nici o problemă! E mult mai bine! Cum arăt? Grozav! Poftim! Nu-mi vine să cred că e de-abia luni! Uf! Wow! Tipul ăla-i super drăguț! Vai de mine, îmi face cu mâna! Hei! Stai! De ce te duci acolo? Ce fraieră sunt! Și problemele continuă să apară! Wow! Ce-i aia? Poate a scăpat-o cineva? Eh, ce-am găsit al meu să fie? Oricum nu se uită nimeni în direcția mea! Ce-i în ea? Wow! Cred că situația se îmbunătățește în sfârșit! Și pentru prima dată văd lucrurile clar! Ia să vedem cum mă tratează oamenii acum! Oare o să mă observe cineva? Wow! Pot să te conduc în clasă? Ah, stai la coadă, amice! Of, uite-l cum stă acolo! Nici măcar nu știe că exist! Uite ce deștept e! Îl iubesc atât de mult! Oh, aia e iubita lui! Hey. Aha. Și totuși, ce vede la ea? Probabil că multe! Eu nu o să arăt niciodată așa! Bună, scâmpule! Bleh, de ce m-am așezat la mijloc? Măcar sunt aproape de iubirea mea! Păcat că sunt invizibilă! Ah, bună, frumoasă! Asta e pentru dragostea mea! Ia dai tu! A? Lui! Ok! În fine, ce sunt eu, poștașul tău? Oricum, ce scrie pe foaia asta? Oh, pe bune! Nu vreau să-i dau așa ceva! Oh, ce porcărie! Poftim! Ce? Ah, mi-a trimis niște pupici, a? Și eu te pup! De parcă școala nu era destul de grea! Of, m-am săturat să trăiesc așa! Ești atât de frumoasă! Nu, tu ești atât de atrăgător! E puizant! O să arăt eu vreodată ca fetele alea superbe? Cu buze mari și seducătoare? Poate o să iau situația în propriile mâini! Poate că părul meu are nevoie de mai mult volum! Oh, rujul e un început bun! Trebuie să mă dau cu mult! Sunt superbă! Acum o să-mi imprim pupicul frumos! Mua! Atât de subțiri sunt buzele mele? Oh! N-am și eu o clipă de liniște! Bleh! Ruj idiot! Of! Super enervant! Nu mai suport părul ăsta desfăcut! Hei, stai puțin! Poate merge să folosesc chestiile astea pe buze? Trebuie să-mi pun sângele în mișcare! Aha, deja arăt mai bine! Și acum așteptăm! Ok, cred că ajunge! Oh, așa da! Groase și apetisante! Foarte diferite de buzele mele subțiri și penibile! Perfect! Deja mă simt mult mai încrezătoare! Oh, iar voi doi! Nu știu ce e atât de amuzant, dar mă rog! Se întoarce roata! Oh? Ce-i asta? Wow, mi-a trimis un pupic! Ne vedem mai târziu, scâmpule! Wow, e nouă? Hei, dă-mi aia! Nu, puiule, pe tine te iubesc! Da, mă bucur mult că în sfârșit am ieșit împreună! Wow, mersi! Vrei să ne sărutăm? Ok! Ce-a fost asta? A venit? Nu pot să cred că am dormit prea mult! De ce nu mi-a sunat alarma? Trebuie să mă grăbesc!
Oh, nu! Tenul meu e îngrozitor! Aoleu! Ok, calmează-te, se rezolvă! Îmi trebuie niște plasturi pentru ochi. Poftim? Oh, o să-mi dau cu niște apă rece pe față. Oh, ce rece e! Poftim? Oh. Hei, merită să încerc, nu? Pungi de sub ochi, dispăreți! Auci! Încă par abia trezită. E cineva acasă? Oh? Se aude suneria? Bine! Nu așteptam pe nimeni. Da? Intră! Ok, urmează-mă. Poți să aștepți aici, bine? Simte-te ca acasă. Aoleu, de ce nu merge nimic? Se pare că așa stau lucrurile. Sunt cool ăștia, nu? Ah, cum te-ai intrat aici? Nu m-a văzut încă. Mai am nevoie de câteva minute. Scumpo? De ce ți-e atât de frică, draga mea? Lăsă-mă în pace, mamă! Adolescenții din ziua de azi! Ce este? Fața mea, mamă! Oh, am trecut și eu prin asta! Dar știu un truc util! Eu și prietenele mele făceam asta mereu! Ai nevoie doar de un castravete și de o răzătoare! Vezi? După ce l-ai ras pe tot, înmoai o dischetă de machiant în el! Două jumătăți, una pentru fiecare ochi! După ce s-au umezit bine, pot scăpa de pungile de sub ochi! Ștergeți lacrimile! Poftim? Cred că ai nevoie de chestiile astea, scumpo! Plasturi pentru ochi? Wow! Sunt și reci! Acum ieși din frigiderul ăla! Deja se simt mai bine ochii ăștia! Gata, cred că le-ai ținut destul! Și? Wow! Au revenit la normal! Aha, acum du-te! Scuze că te-am făcut să aștepți! A meritat așteptarea, nu? Wow, astea miros fantastic! Ah, sper că am făcut destule! O treabă grozavă! Capodopera mea! Oh, da! Arăt răznet! Încheiată sau descheiată? Coafiura asta e beton! Woohoo! Bunico! Ți-am făcut fursecuri, ursulețele! Bunico, mă duc la o petrecere! Poate mai târziu, ok? Scuze! Ce petrecere e asta? Chiar te duci? Aha! Îți stă mai bine așa, draga mea! Bunico, ai putea să nu faci asta? Stai să te aranjez eu! Oh, încetează! N-am nevoie de ajutorul tău! Adolescenții ăștia nu au pic de respect! Am muncit din greu în bucătărie și pentru ce? O petrecere? Oh, nu! Și-a uitat geanta! Nu poate să ajungă departe fără asta! Of! Cred că am ajuns unde trebuie! Uite-o! Ah, stai! Geanta ta! Of, picioarele astea nu mai sunt la fel de rapide ca pe vremuri! Bună! Nepoata mea și-a uitat geanta! Pot să mă duc să-i o dau? Intră doar elevii! Înțeleg, dar e important! Oglindă? Dar pentru ce? Nu pricep! Îți e frică de câteva riduri? Bine atunci, ce prostie! Încercam doar să o ajut! Of! Stai! Pun pariu care farduri aici! Stai să văd! Ce e drăcia asta? Arată amenințător! Ia să văd! De fapt, se simte chiar plăcut! Pielea mea devine mult mai fină! Wow, ce aventură! Chiar arăt bine acum! O păstrez pe asta! Ce avem noi aici? Un hanorac? Hei, îmi vine perfect! O mai fi ceva util pe aici? Stai așa! Îmi par cunoscută! Unde te-am mai văzut?
Bine, intră! Woohoo! Ursulețule! Poftim? Bunico? Da, ți-ai uitat geanta! Și dacă tot sunt aici, mă gândeam că poate vrei unul! Bunico, ce să fac cu astea? De fapt, astea mă fac populară! Îți amintești de fata aia cu cel mai urât pullover galben? Eu era groaznic! Ah, scuze! Pot să... poate că nu m-au văzut! Școala poate fi destul de grea, chiar dacă nu trebuie să-ți faci griji dacă te plac oamenii sau nu. Trebuie să mă duc la oră. Nu vreau să întârzi. Aoleu! Poftim? Scuze! Ups! Glumești? Poftim? Uite-te la ăsta! E fleașcă! Mi-ai distrus tricoul preferat! Îmi pare tare rău! O să plec, ok? Îți vine să crezi? E groaznică! O învăț eu minte! Trebuie să-mi fac tema chiar acum, ca să nu uit! O să fie udălearcă! Așa, o să se învețe minte! O să fie grozav! Haide! I-am făcut-o! A fost perfect! Oh, nu! Tema mi-ai distrusă! Urăsc să fiu nepopulară! Știință! Ești cea mai tare! Chiar te iubesc! Nu te panica! E doar o fată! Ok! Azi e ziua cea mare! Hai că poți! E timpul să fiu curajos și să-i mărturisesc lui Wendy că o iubesc! Inspir adânc! Haide! Wow! Chiar am atins-o! Wendy, nu te supăra! Bună! Te pot ajuta cu ceva? Eu doar... voiam doar să... ți-am adus floarea asta. Poftim? Serios? Mi-ai adus floarea asta? Pe bune? Oh, mersi! Cu plăcere! Am văzut-o și m-a făcut să mă gândesc la tine. Și la faptul că îți place botanica. Ce chestie drăguță! Nu la fel de drăguță ca tine. Stai, ce fac tocilarii ăia? Poftim? Wendy primește trandafiri când eu sunt chiar aici? Faza asta e... Nici nu pot. Mă enervează la culme. Stai, ce e pe panoul de știri? Ia să văd. Un serviciu pentru livrat flori? Ar putea fi soluția pentru problema mea. Cât de interesant! Cioc, cioc! Am flori pentru o domnișoară norocoasă din clasa asta! Poftim? Wow! Da, mereu primesc reacția asta! Cineva din clasa asta o să primească toți trandafirii ăștia frumoși! Wow! Sper să fiu eu! O să fie super! Florile astea sunt pentru Wendy! Eu sunt! Ce norocoasă ești! Da, florile astea sunt pentru tine! Du-te să le iei! Ok! Poftim! Mulțumesc! Nu mi s-au mai trimis flori până acum! Miros atât de bine! Sunt atât de parfumate! Mersi mult! Așa e o zi de muncă! Bacșișul, te rog! Stai, ce? Bacșiș? Da, eu sunt curierul! Vezi, am și șapcă! Haide, dăm bacșișul! Cu curierul? Dar credeam că-mi dai tu florile astea! Eu doar le duc de la A la B! Cât de jenant! De ce mi se întâmplă mereu asta? Cred că am niște bani pe undeva. Stai să caut.
Nu sunt bani, dar poate merg? Poftim, domnule! Stai, glumești? Ce sunt ăștia? Îmi dai nasturi pe post de bacșiș? Îmi pare rău, n-am altceva. E ok, bucură-te de flori. Frate, trebuie să-mi găsesc un job nou. Mă simțeam atât de bine și acum mă simt atât de prost. Nici măcar nu mai vreau florile astea. Of! Trebuia să-ți fi văzut fața. Hei, Mindy? Vrei tu florile astea? Ia-le! Stai! Vrei să-mi dai mie florile tale? Normal! Oh. Acum mă simt ca o nesimțită că am fost atât de rea cu ea. Scuze, Wendy! E ok. A mai văzut cineva asta? Vezi tot felul de ciudățenii la jobul ăsta? Trebuie să dau dovadă de profesionalism. Petrecerea asta o să fie grozavă. Wow, uite ce ținută! Oh, Mindy, ce bine arăți! Oh, clar știi cum să te îmbraci pentru o petrecere. Până și pantofii tăi sunt chic. Stai totuși. Nu poți să intri așa. La petrecerea asta se face o verificare de înălțime, ca la un parc de distracții. Doar că nu vrem să lăsăm să intre niciun copilaș. E pe bune? Haide! O să verificăm dacă ești suficient de înaltă. Stai lipită de zid. Să vedem. E o măsurătoare științifică? Da! Clar ești suficient de înaltă. Intră! Te așteaptă petrecerea! Hei, John! Vorbim mai târziu, da? Bună! M-ai speriat de moarte! Wow! Cum te-ai furișat! Ia să vedem! Asta e o rochie elegantă? Șosete inedite și Adidas? Crezi că arată bine? Serios? Hei, John! Uită-te la ea! Da, știu! Bine, vino aici ca să te măsor. Ok. Nu ești nici măcar pe aproape. Poftim? Dar, petrecerea! Scuze! Trebuie să găsești un alt loc în care să petreci. Poți să faci, te rog, o excepție pentru mine? Ce ai spus? Cred că nu te-am auzit. Te rog! Nu! Gata! Dacă am zis că nu poți intra, atunci nu poți intra! Pleacă de aici! Dacă zici așa, știi, ești cam fricoșătoare! Dispari! Unii oameni! Bine atunci! O să plec! Cât de nedrept! Poate că nici nu voiam să merg la petrecerea aia stupidă! Sunt sigură că e plin de alți oameni răi ca ea! Dar ce o să fac acum? Trebuie să pot face ceva? Hei, stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Da! Sigur o să meargă! O să-mi scot pantofii aici! Și o să încep să-mi rulez șoseta! Apoi o să-mi o scot din picior! Dar o să rulez în continuare. Fac asta până la capăt. Vreau să arate ca o gogoașă. Așa, acum șoseta mea e compactă. O să o pun pe călcâiul pantofului meu. Și apoi o să mă încalț la locul pantofii. Gata! Ia să vedem! Ce diferență! Ce idee grozavă! Șosetele din pantof mă fac să par mai înaltă. Să mergem! Aș vrea să intru la petrecere, te rog. Iar tu? Ți-am zis să pleci! Stai! Măsoară-mă, te rog! Fie! Dar nu o să fie nicio diferență! Dar... poftim! Vezi? Ai aceeași înălțime ca mai de... Stai! Ești mai înaltă! Nu pricep! Ce se întâmplă?
Ce ciudat! Regulile sunt reguli! Poți să intri! Woohoo! Da! Petrecere sosesc! Intră acolo! Nu pricep! Cum te-a crescut atât de repede? Cred că are niște gene grozave! Pe curând, Mindy! Pa! Bună, Mindy! Poți să stau aici? Ai grijă, Tocilaro! Au! Oh, nu! Ochelarii mei! Nu văd fără ei! Unde sunt? Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Nu! Nu a sunat prea bine! Sper să nu fi fost ochelarii mei! Ochelarii mei! I-am auzit cum au trosnit! Oh, nu! S-a spart lentila! Ce mă fac? De ce? Vieții mei ochelari! Aoleu! De ce plângi? Uite! Ochelarii mei sunt distruși! Ah, da, văd! E cam nasol! Uneori se mai întâmplă și chestii rele. Da, dar simt că mi se întâmplă numai mie chestiile rele. Stai puțin. Hei, cred că mi-a venit o idee. Wendy, o să-ți rezolv problema. Poftim? Dar cum? Mai întâi, avem nevoie de niște tacâmuri din plastic și, evident, de un uscător de păr, dat pe fierbinte. Folosește uscătorul de păr ca să încingi plasticul, uite așa. După ce se încălzește, cuțitul devine flexibil. Uite, nu se rupe. Și după ce se răcește, cuțitul o să-și păstreze forma aia. Apoi ne trebuie un pistol de lipit. O să aplic puțin lipici în vârful cuțitului. Fix aici! Cred că ajunge! Nu uita să faci asta încă o dată! Acum o să lipim vârfurile! Uite așa! După ce se usucă lipiciul, o să devină un singur obiect! Uite! Ți-a făcut niște ochelari din niște cuțite de plastic! Poftim, Wendy! Nu sunt de vedere, dar... nu strică să-i probezi! Bine! O să-i probez! Ce se poate întâmpla? Oh, wow! Nu știu cum, dar mă simt mai bine cu ăștia! Cum arăt? Wow! Știi ceva? Îți stau foarte bine! Ascultă, Wendy! Ce e? E vremea să te ridici ca să trecem la treabă! E timpul pentru o schimbare de look! În primul rând, hainele alea trebuie să dispară! Ha! Wow, mult mai bine! Rozul sigur e culoarea ta! Arăt genial! Wow, Mindy, e uimitor! Mă simt ca o altă persoană! E timpul să o facem! Mereu am vrut să fac dansul ăsta cu fetele populare! Wow, Wendy, știi toate mișcările și timpii! Am exersat acasă în fața oglinzii și poziția de final! Am reușit, Mindy! Am reușit! Am reușit! Scuze! M-a cam luat valul! Ciudat-o! Am spus ceva greșit? Măcar am ochelarii ăștia cool! Arată grozav! Ador nuanța asta! Arată atât de natural! Trebuie să mă asigur că machiajul meu e impecabil! Stai! Ce e? Vai de mine! Ai Wendy? Arată ca un cadavru! E nasol! Te simți bine? Să chem salvarea? Sau un medic legist? N-am mai văzut niciodată nuanța aia de piele pe un om viu! Neața, Mindy! Mă bucur să te văd! Da! Te rog să nu-mi sugi sângele! Am zis neața? S-a întâmplat ceva? Glumești, Wendy? Uită-te la tine! Dar să fii pregătită! Te-am avertizat!
Și să nu spargi oglinda. Oh? Oh, nu! Ce are pielea mea? Oh. Ai dreptate! Pielea mea e atât de palidă! Uită-te la ea! Am fost mereu atât de palidă și... n-am observat niciodată? Da, din păcate. Asta e viața. Nu toată lumea e binecuvântată cu o nuanță grozavă de ten. Dar ai noroc. Pentru că te pot ajuta. Știu ce trebuie să fac. O să vezi. O să te fac să arăți uimitor. Am nevoie de ustensilele mele. Cred că am pregătit tot ce-mi trebuie. Am nevoie de uleiul ăsta pentru bebeluș și de fardul ăsta. Și apoi o să am nevoie de bețișorul ăsta. Mai întâi trebuie să răzuiesc niște fard cu bețișorul. Vreau să-l transform într-o pudră. E timpul pentru următorul pas. E timpul ca uleiul pentru bebeluș să-și facă treaba. Trebuie să-i scoatem capacul uleiului. Și acum ne trebuie iar pudra. O să folosesc bețișorul ca să iau niște pudră. Și apoi o să bag pudra în ulei. Ia uite! O să pun capacul la loc. Mă asigur că e strâns bine. Acum e timpul să agităm sticla. Uite! Uleiul pentru bebeluș și-a schimbat culoarea. Ce frumos arată! Hei, Wendy! Ia uite ce am! Ești impresionată! Sticluța asta mică este soluția. Remediul pentru problema ta. O să te ajute cu pielea ta palidă. Poftim! Ești sigură că o să meargă? Ai încredere în mine! Dă-te puțin pe piele și o să arăți grozav! Presupun că aș putea să încerc. Haide! O să încep cu o cantitate mică. O să-mi torn în palmă. Ups, nu prea mult. Ok. Presupun că următorul pas e să... îl testez efectiv. Of. Încercarea moarte n-are. Ce-am de pierdut? O să mi-l aplic pe obraj. Wow! Tenul meu e atât de catifelat! Și apoi și pe mână. Stai așa! Să nu uit că am două mâini. Ar fi putut fi jenant. O să mă dau peste tot. Wow! Nu pot să cred! Chiar funcționează! Deja nu mai sunt atât de palidă. Pare că am o strălucire tinerească. E super! Aveai dreptate, Mindy. M-a ajutat enorm. Radiezi! Ochii mei! Pielea mea e atât de strălucitoare. O ador! A venit vremea educației. Au! Vai de mine! Zici că e chiar soarele în clasa mea? Am nevoie de ochelarii mei de soare. Ei, ce e cu afișul ăsta? Oh, Doamne, un concurs de dans? Sunt așa entuziasmată! Trebuie să mă pregătesc! La ce te holbezi? Un concurs de dans, a? Da, îmi place. Poftim, iam telefonul. Haide, filmează-mă. Ok, cred că pot. E timpul să dau lovitura cu mișcările mele de dans. Hei, cine a pus chestia aia acolo? Îmi strică dansul. Și acum, marele final. Sper că mi-ai prins toate mișcările, Jennifer. Da, ok. Arată destul de bine. Hei, Annie? Mă filmezi tu acum? Vrei să te filmezi eu pe tine? Nici gând. Bună, David. Bună, Annie. O să o filmez pe Jennifer? Da. Își pregătea telefonul. Bine, Jen. Dă-mi ca să te filmez. Să terminăm cu asta. E plictisitor, sunt deja... Ce? Ce naiba?
flop. I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop. Yeah! Mersi că m-ai înregistrat, Annie! A fost prea bine! Nu pot să o las să trimit asta! Upsii! Ți-am scăpat telefonul! Îmi pare așa rău, Jen! Efectiv, mi-a alunecat printre degete! Ah! Iau, sonăria! Trebuie să mă duc la oră! Pe curând, cred! Of, sper că nu mi s-a distrus telefonul! Nu, 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 nu! Ecranul e tot spart! La naiba! Ziua asta e total distrus acum! Ah, iubesc cântecul ăsta așa de mult! Pot să cânt și mai tare cu uscătorul pornit! Știi ceva? Se cere și un dans! Da, uite așa! Exact! Sunt... Ah, Annie! Nu te-am văzut! De ce te bâțâi pe aici în halat? Ai zis că-mi calci hainele, deci bagă mare! Sunt sigură că te descurci cu ceva așa de simplu! Of! Annie e îngrozitoare uneori! Și apoi fac mișcarea asta! Ia, aproape că întârziasem la concursul de dans! N-am avut timp să mă schimb! Trebuie să o fac chiar acum! Ce bine că m-a dus capul să iau frumusețea asta! Nu, 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 nu! Ce? De unde au apărut toate găurile astea? Vai, Jen! Ce-a pățit rochia ta? Cum a ajuns forfeca asta aici? La naiba! E nasol de tine, dar pentru mine a fost o decizie isteață să-i distrug rochia. Bun, încep! E timpul să câștig un premiu și să devin faimoasă! Ce mă fac? Stai! Poate că forfeca va salva totul! Ok, Jen, dansează până nu mai poți! Și acum e timpul să-mi afișez noua ținută! Ce? Cum de regen tot norocul? Fix când cred că am terminat, le voi arăta și asta! Oh, Doamne! Toți oamenii ăia mă aplaudă! Nu pot să cred! Cum de s-a descurcat Jen atât de bine? Oh, îmi place piesa asta azi! E timpul să dansez pentru că mă simt așa bine! Ce? Aia e Jen? Wow! Ia uite cum dansează! E incredibilă! O să o invit în... Au! Fața mea și mândria mea! Oh, nu! David, ești bine? Știi ce zi e azi? Dar cum te cheamă? Te-am văzut dansând! Ai fost minunată! Nu puteam să-mi iau ochii de la tine! Jen, îmi acorzi dansul ăsta? Care e stilul tău preferat de dans? Spune-ne în comentarii și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru mai multe clipuri grozave ca acesta!